Hei, salut! Salut! Sunt singur momentan pe glie, dar se întorc și bulangii ăștia, cred, dacă sunt undeva pe aici. Dacă nu, salutare, bine v-am găsit la un nou episod din podcast Niște Oameni, astăzi live din Green Room, oameni buni. Sper că se aude ok. Să-mi spuneți repede dacă avem dificultăți tehnice, sunt aici să le repar. Sunt și la butoane, sunt și la ținut oamenii de vorbă. Sunt și la foc curățenie, aparent, bagi pula. Mama, am înjurat din primul minut, nu e ok. Dragoș Mitran, oameni buni, este aici alături de noi. Aplauze pentru Dragoș Mitran! Nu știu. Aștept să-mi zică oamenii dacă sunt probleme. Salutare, da. Vedem dacă sunt probleme imediat. Ideea e că avem un nou mixer și de-aia nu realizăm. Se aude bine. Se aude bine? Doamne ajută. Music Speaks a zis că se aude bine, dacă nici Music Speaks da. Nu știe. A găsit și un băiat pe care îl cheamă Music. Clar că se aude bine. Așa. Ioana Luiza, oameni buni, nici nu ne-am așteptat și invitatul special al serii, câștigătorul Stand Up Revolution ediția 1. Ah. Hey. Ce faceți, mă, nebunilor? Bă! Tank. Salut. Eu nu cred că mă văd. Te vezi, mă, ce ai? Hai, da, Luiza, s-o lasă pe mine. Da. Lele, vulpe, fii cu minte, nu mai tot fura. Hei! Nu mai tot fura. Hei! Gâște fripte și plăcinte, nu-s de dumneata. Gâște fripte și plăcinte, nu-s de dumneata. Hei! Cum e rândul tău, Mirica? Să ții oameni de vorbă. Ce fac cu oamenii de pe internet? E funny că YouTube Studio deja am primit notificarea de la YouTube Studio că now is a good time to play ads. Nice. Deci pare că deja hai să facem promovare. Într-un pic, gata. Mâine suntem la Sibiu. Facem stand-up la Sibiu. Stand-up la Sibiu. După aia suntem la Timișoara, unde avem nu știu zic, unde nu știu dacă mai sunt bilete. Deci treaba voastră. Și după aia suntem la Alba Iulia, unde sunt super multe bilete. Unde suntem sigur că mai sunt bilete. Că dar nu multe. Lău. Sunt ultimele bilete, atenție. Să zic, ultima sută de bilete? Să zicem că apoi, atenție, categorii care se epuizează. Da. Așa. De fiecare dată când mai intru pe ia bilet, așa că îl am acolo în browserul meu, în motorul și motorul tău de căutare. Da, da. Și intru să văd ce mai... Ce mai se întâmplă. Da, dacă mai intru pe așa pe un show, să văd câte bilete mai sunt. Sau dacă mai sunt bilete sau... Dacă... Chestii ca să zic, uite mă, că nici ăștia. Nici ăștia. Suntem ok. Nici ăștia trupa altar. Bă, dar ce-a reușit ea biletul serios. Slavă ea bilet. 10? Avem 10 euro de la Vlad Vulpe. Dau eu startul, vă, pop. Oh my God, cred că putem să-ți dăm inimioară. Nimeni nu se bucură la banca Luiza, da. Bani gratis sunt banii mei preferați. Da. Așa, deci ce face ea biletul, serios, este incredibil. Adică deja ajunge o rețea de social media cumva, că și eu mai da, intru să dau așa scroll. Știi ce e ea biletul? Este LinkedIn-ul nostru. Da. Efectiv, asta se întâmplă. E și LinkedIn-ul, teoretic este angajez, dar intră acolo ca să combini. Vezi cum le merge celorlalți. De ce zici că e un social media? Pentru că intri, dai scroll, te uiți și la postere, tot arată bine, știi că eveniment, cumva eu cel puțin am senzația că dacă e un eveniment pe ea bilet, este ceva bun, știi? Adică dacă găsesc, nu știu, dau click pe un link de ia-ți bilete la nu știu ce și este de pe whatever site obscur, da. Care arată rău, am senzația că... Cu care nu-i dă numele, că poate lucrăm în viitor. E, da. Bilețele.biz. Da, bilețele.biz. Și numele ia bilet. Da, numele este foarte, foarte bun. Care chiar vreau bilet. Ia. Da. Ia bilet. Ia, vreau bilet, da. Da. Ia da. Bilet. Da. Vrei bilet? Ia bilet. Da. Ia, mă, e bilet. E bilet? Ăla e alt site. O să se strice, ia biletul în momentul... Există site-ul ebilete.ro? Ar trebui. Dacă e pantofi, e și bilet. Da. Dă-o dracu. E bilete. Am primit notificare că suntem live, deci bine. Super. Vreau să ne scrie oamenii, de unde sunteți? Vreți să ne jucăm de radio? Eu aș vrea să ne sune oamenii să facem niște telefoane în direct sau să rezolvăm probleme, asta aș vrea. Păi hai că îmi dau eu numărul de telefon. Nu putem să luăm telefonul de la Comics, să sune pe numărul de Comics? Da, dacă sună cineva de rezervări și noi doar răspundem ca niște... O să fie funny. Da. Ce, nu poți să zici, ne pare rău? Ok. Nu mai sunt bilete? Ba da, ar merge. Dar e nașpa că nu cred că o să audă oamenii bine. Nu știu dacă pot să-l conectez. Am putea să facem și asta cu un telefon, să conectăm, să...
Nu știu dacă am putea pe mixerul ăsta sau nu. Poate mai facem niște teste și da. O să implementăm aia, și da, aia lejer implementăm. Da. Oricum, comparăm franciza, zi bună, deci de la Mocano. Da. Și facem acolo cu toată aparatura aia. Dacă și tot știam, eu am număr cu... de telefon. Am 07... Ai un telefon în plus? Da. De ce? 074 sau 075 viezure. De ce ai telefonul ăsta? La cu care să cumpere droguri sau să înșele iubiții sau alte lucruri de genul. Iubiții? Dar cât iubiții are Luiza? Da, nu știu. În afară de voi, pe nimeni. Holy shit, au primit 100 de lei. E incredibil câtă bucurie poate să-ți aducă banii Luiza și asta n-am zis, nu s-a auzit prima dată, cred, când a zis pe camera și mi-ar plăcea să pot să am asta. De ce să nu te bucure banii, mă? Pe cine nu bucură banii? Da, pe toată lumea bucură banii. S-a luminat așa la normal. Față. Pentru mi se pare incredibil că noi stăm aici și vorbim lucruri pe care nu le cunoaștem și sunt oameni. Ia, bă, 100 de lei. Incredibil e. Dar în același timp... Și știu că din banii ăștia știți ce așa, facem noi cu banii. Bă, ne ia YouTube-ul jumate, în primul ne rând. YouTube-ul jumate și statul jumate. Mulțumim, Marcel Ciolaco. Volpan, uite, a zis, a știut ce face când a zis că 40% se duc la YouTube. Da. Aia e, dar adică de eu, bani? Poate că sunt unii oameni care doar vor să le place de tare platforma YouTube, încât donează mai mult ca pretext că vrem să vor să salveze serverele YouTube, să meargă totul smooth pe YouTube. Bă, în același timp, și doar se gândesc să-i dea cui Dumnezeu să doneze. Sănătate lui Google, că fără ei n-am fi fost aici. Eu vreau să zic că de restul de bani ne luăm mâncare în vamă, pentru că așa de bine ne merge, dar mi se pare drăguț. Pentru că ne dați o masă caldă. E scumpă vama. E foarte scumpă. Trebuie să recunoaștem treaba asta. Da. Eu zic dura viitoare să mergem, să încercăm, să testăm dacă putem să supraviețuim o zi cu ce... Să ne luăm pachet. Da. Să ne luăm mâncare ca și cum mergem la corporație, să ne luăm casoletă. Fiecare să-și ia casoletă cu mâncare și facem un picnic acolo pe plajă. Eu mi-au caserolă. Tocmai ce mi-am cumpărat Pateu. O caserolă ca lumea de la Pateu. Ți-a luat o caserolă? Mi-am cumpărat o caserolă goală. La Ikea, da. De la Ikea, frumos. Doar una momentan ca să... Eu mă orientez. De obicei mi-au lucruri după cum arată borcanele sau ce poate le folosesc ești? Vreodată. Ghiciți animalul. Ghiciți. Ce a fost în acum cadru? Acum trebuie să demonizăm clipul ăsta. Demonetizăm, demonizăm. Poți. Da, mulțumesc. Bă, oricum, vorbim unii peste alții, e specialitatea ca să zic. Exact. Am primit 5 pounds de la Marius, care au astăzi 10 ani de wedding anniversary. El și cu Oana și Marius. La mai mulți, nu știu ce wow. Se sărbătorează de 10 ani. Oana și Marius este și un cuplu pe insulă acum, pe insula iubirii, da? Da, voi sunteți mult mai ok. Că nu dacă sunt pe ei, ăla e alt episod. Ăla nu e live, a fost Marius filmat, cu 3 luni. Ispită. Crezi că sunteți ispită? Sau nu ispită, cuplu care... Cuplu. Dar din moment ce au rămas împreună? Mamă, dacă așa aflu. Eu pe Luiza o vreau la nunta mea să strige darul. Oh, da. Să merge da, pe la... Super. Să fie, 200 de lei! Păi da. Eu știu asta, ceea ce înseamnă că o să dau mai puțin la dar, dacă se strige darul. Eu mă bucur la fel pentru 100 de lei sau 5 lire. Trântesc 30 de lei acolo și o să fie Luiza, oh my god, 30 de lei! Da, știe toată lumea după aia. Cine? Pe oricum la entuziasmul ei, nu se, adică nu contează ce zici, contează cum zici. Contează reacția, da. Adevărat. Deci, eu sunt disponibilă pentru orice fel de evenimente, corporate sau printre persoane fizice, mă descurc extraordinar. Cum se cheamă? Amfitrioancă. N-ai cum să nu te bucuri la bani, este incredibil. Și țiriac, nu știu, abia aștept să sărăcească țiriac sau ceva, că m-am săturat să fie etalonul bogăției în România. Toată lumea, când vrei să compari... Și a fost de și depășit o perioadă, știi? Perioada aia ciudată când a fost depășit siriac și nu știam cum să ne regăsim. Da. Toată lumea a luat razna prin țară. E și nume bun de bogat siriac. Este incredibil. Auzi siriac, auzi bogăție. Când era perioada în care era Ioan Nicolae. Bogățiriac. Ioan Nicolae de la Giurgiu. Nu poți să-i joc. Eu cred că și Ioan Nicolae de la Giurgiu se bucură la bani. Nu poți să-i... Tot siriac zici. Siriac cu ț mare de la Țânțar de bani, sărănime de bani, nu știu, n-am niciun cuvânt, nu găsesc cuvinte cu ț. Care crezi că e suma minimă? Și prietena mea, Maria. Un ilustrator șmecher. De la ce sumă găsește, câți bani vede țiriac pe jos și nu se apleacă după ei? De la ce sumă începe nu să... Nu se apleacă niciodată țiriac după bani. Camerei. Nu pune pe cineva să se aplece după bani. Când găsește 10 lei. Gata, scuze, dar ne este cald. Cred că țiriac... Nu crede că e ai lui? Țiriac, dacă vede... Pe, toți banii, adică cred că e la un mall la care el toți banii pe care îi vede crede că sunt ai lui. Da. Adică, și când se duce la Mega și trage aia sertarul și vede țiriac acolo 2 milioane, ăia s-a lui țiriac. Eu cred că mă aplec și după 50 de bani.
numai că monedele sunt greu de luat de pe jos. Aia da, e dar e important să te pleci corect. Nu din spate, din picioare. Da, din gluți trebuie să te pleci. Să nu-ți puți coloana. Corect. Adevărat. Acum, după ce că te apleci după 50 de bani, mai ai și reumatit. Clar n-ai coloană dacă te apleci după 50 de bani. Adevărat, ai coloana slabă. Și dacă știu, nu știu, din greșeală vrea să știi, scoate, îi cere buletinul lui Țiria, când nu mai știu, la ceva, trebuie să intre pe... În club, când intră în club și nu crede vrea că vrea crede să ia un pachet de țigări, da. Și îi cere buletinul și scoate buletinul din portofel și îi cade un tank de 100 de milioane. Sunt 100 de bancnote de 100 de lei. Da. 100 de milioane, conform calculelor mele. Și cade un tank de 100 de milioane, nici după ăla, Țiriac o să fie la modul... Bă, dacă te apleci după banii ăștia, să dai tăi. Nu mai... Dacă i-au părăsit buzunarele, gata, nu mai... Prea mare efortul să-i recupereze, asta zici. Da. Odată da. Ce... În primul rând, dacă vezi ce se întâmplă în cadrul nostru, este OnlyFans acum la noi. Este... Pentru că am mai primit numai... 101 lei de la Wolfman. Deci îmi dați ADHD-ul peste cap. Am primit donație pentru berile aduse de Eduțu. Mulțumim, Wolfman, și... Mulțumim și... Sperăm să-ți mai aduc. A început să meargă cripto la Wolfman. OnlyFans-ul nostru. Fanul nostru, numărul 1. Ce-a glumă asta? Omul lup. A obosit Boxzilla. Oh, shit. A, Boxzilla încearcă să ne bage în priză un... Ștecher. Acest, și de acolo... Oho, s-a văzut zâmbetul instalatorului pe cameră, Doamne ajută! Ce ai avut, nu facem asta pe gratis, i-am mai zis. N-ai avut bani să-ți închide aia operația, să-ți o coasă? Să facă cineva. Te-a lăsat cu plagă deschisă la... Lasă că fac screenshot și ăla e thumbnail, ce ai? 999,99 RON pentru operația lui Boxzilla, a scris cineva în chat. Tavi Perțea, salut Tavi, ne vedem salut! Sâmbătă la Timișoara. Este salut! Tavi? Este Tavi încet, da. Ce tare. Nu e încet, mă, așa vorbește. Eu m-am plecat, v-am zis povestea, nu știu dacă am zis-o pe cameră, dar când am găsit 5 bani. Când am găsit cei 5 bani în zăpadă. 5 bani, 10 bani. Te-ai plecat, crezi că sunt mai mulți sau că e o monedă rară? Nu am văzut 5 ai bani nu stric zăpadă și am zis, uite bă, 5 bani. Și am trecut pe lângă ei și apoi am avut un gând, bă, cum să nu mă plec după bani? Adică până la urmă sunt bani, după ce că mi-a dat Dumnezeu soarta, universul, mi-a scos banii ăștia gratis în cale, da. Eu acum fac nazuri că, dar nu-i destul. Nu poți, și plus că iau pe ăștia acum... Da. Îi iau pe ăștia 5 bani acum și mai încolo Dumnezeu o să-mi dea 50 de bani, o 10 lei, 50 de lei și tot așa. 20.000 de euro impozabil, vezi? Și am zis, bă, n-am cum să nu mă plec după ăștia 5 bani. E mai mult de principiu că nu o să fac avere. Și m-a plecat după aia 5 bani, Mitrane, mâncați așa talentul tău. Și când am pus mâna pe ei, mi-am dat seama că nu erau 5 bani, erau o coajă de căcat. Și Caterin, că-i Dumnezeu. E funny. L-ai luat, l-ai băgat în buzunar? L-am plătit cu el, la Mega, da, nu știu, nu s-a prins. Și cu banii. Deci... A meritat? Cine? Tu ai fost retardul Jesus. Care... Parcă tu. Ai ne pui și nouă înapoi. Vrut să desfaci berea cu un tank de bani și le-ai rupt pe toți, nu? Este filmată, este chiar aici. Am avut, acum vreo 2 săptămâni, când filmam podcastul... Am avut niște bani la mine, mai mulți bani, să spunem, aproape 1000 de lei, aș spune, în cash, cu care am făcut sex cu nevasta mea. Și am vrut să deschid berea cu ei și i-am rupt, i-am zgâriat pe toți la margine, le-am făcut... I-ai măritat de atunci? Da. Mai, i-am pe, o săptămână, cam asta a fost misiunea mea. Acum trebuie să scap de banii ăștia, mă duc să plătesc peste tot numai cu cash, dau bani mulți, să mi se dea rest. Ca și cum, ai scăpat de ei acum? Știi cum am simțit? M-am simțit ca și cum am plătit cu bani falși. Da, cu bani falși. Walter White. Dădeam la teșghea acolo, dădeam 50 de lei, 100. Și îmi stătea inima, așteptam ca un cliffhanger, ca la Game of Thrones, stăteam acolo să zice ceva, nu zice ceva, mai vedeam că era câte o doamnă care se uita, îi vedea, da. Și băga acolo și îmi dădea restul. Nici nu i-ai lipit, nu ai încercat niciun efort. N-am încercat să fac niciun mișmaș. Acum am niște bani la mine, am fi atent. Eu am mai pus scotch pe bani. Și nu, adică asta mi se pare că e acceptat. Niște bani pe care mi-a oferit Mitran aseară și vin pentru întuneric. Pentru ce ți-a oferit, mă, Mitran banii aseară? Hai să nu... Și ce au? Nu despre asta. Uite, sunt rupți aici. Sunt rupți pe jumate. Aoleu, drama cu ei, nici măcar umărul lui Caragiale rup la banii aia. Ce umărul, man, că dacă e să duci ruptura mai încolo, îi tai un picior de la femur. Bă, lui Caragiale.
A, aici? Da, bă, e la claviculă, i-a luat, uite claviculă. I-a luat aici din, din da. Deltoid. Parcă a căzut, a căzut cu bicicleta, pare. Da. Deci eu când eram mic, aveam, apropo de asta cu banii, da. De-aia sunt, sunt foarte... Fă ceva, fă ceva. Sunt foarte lejer. Bă, e ok, lasă-l, mă. Când, bă. Când eram mic, e, apropo de asta cu banii, este incredibil că de ușor a trecut Mitran peste crima asta. La mine, în intersecție la țară... Se vede că ești la țară în pula mea. Da. Nici nu l-ai șters. Ce vrei să fac? Cu telefonul. Păi cu ce era să dau, mă? Ăsta bărbat cu aia. Mersi, Mitran. Yeah. Holy fuck, a reviat. Așa. Asta e pentru că ți-am mulțumit. Erai la țară. La țară, la mormântări, în intersecții, la cruci. Că practic aia e ideea, că arăta cruce intersecția. Deci, mă rog, adevărat, e mai mult un plus. Da. Cruce. Asta, că ce... Și la cruci se aruncă bani, adică se oprește de fiecare. Adică nu de fiecare dată, depinde câți bani dai la preot. Dar se tot oprește și preotul poate chiar să țină slujbă în fiecare intersecție, dacă chiar ești de-a dreptul ridicol. Cu cortegiu funerar te referi. Da, adică, da. Când, da, când da. Merge mortul la mort, de da. Două ture prin, prin sat. Așa. Da. Și când se, după ce termină preotul de spus căcaturi, se aruncă bani peste sicriu. Adică dintr-o parte în alta se aruncă foarte multe monezi. Da. Și într-o parte și în alta. Și eu mergeam cu alți copii ca să luăm monezile alea desculți. Da. Mai morții noștri, știi? Și era chiar cumva concurs de care prinde mai multe categoric. Monezi. Ce mi se părea fantastic că era atât de mult dorință să prinzi banii aia, încât uneori încerca să iei din aer, dar erau unii care i-aruncau așa pe spate, bă, dar cu forță. Da. Man, da. Cu forță și te mai lovea câte o monedă de aia pe mână, prin piept, în cap. Așa. Dar strig la mine în colț acolo. Mone. Era un pod, mă rog, pod. Pod foarte micuț, la modul de 30 cm înălțime. Cât să treacă apa pe sub el. Bă, da, o podișcă. Așa? Și în care crescuse foarte multă vegetație, unde din moment ce la fiecare mort se aruncau, câteodată doar nu găseai monezile. Așa că când nu murea nimeni în sat, de era o zi în aia tristă pentru noi, mai mergeam pe acolo să căutăm prin buruienile de acolo, să căutăm monezi pe care probabil nu le-am găsit în alte dăți. Aia era canapeaua din sufragerie pentru voi. Da. There you go, cap. Da. Cornul ce picau, gume turbo, caramele. Ce poți să-ți iei. Sunt și vânzători care n-acceptă banii de la mort. Cum adică? Dar de unde știu ei că sunt simte. De la mort? Păi când vezi niște copii desculți vai morților că vin acolo cu o grămadă de monezi de câte 10 și bani. Și cealaltă mână ai cu olivă. E ca și când, cred că aia spar pușculița la țară. E clar că e făcut și de la mort. Și de ce n-acceptau? Nu stiu bani? Că le bagi mortul în casă, nu știu. Okay. Că e o chestie în asta, o superstiție. Da. Ce mă, n-acceptau bani de la mort? Banii ăia sunt folosiți... Ce? Îi folosește mortul ca să treacă apa stixului. Da. Păi da, mă, dar îi pui bani pe ochi. Ceea ce cumva e deranjant pentru ciclopi. Adică ciclopii ce fac? Trec, dacă moare un ciclop, n-are destui bani. Că luntrașul cere 2 bani. Și ciclopul are un singur ban. Care are 2 ochi, are și se mai bagă bani și în buzunar la mort. Adică bancnote, că dacă e nevoie. Dacă el a modul Sfântul Petru de, bă, nu știu ce să zic de tine, nu știu ce. De pare că ar fi Sfântul Petru, că bă... Plus că să ai hai la tine. Să fie bine pentru toată lumea. Dar nu înțeleg, dacă tot e chestia asta de să aibă pe lumea alaltă, pune-i frate, fă-i un pachet. Păi la se mort. Dă, se dă și mâncare, se dă și haine de pomană, să lui fie frig. Mănânci la pomană să-l îngrop, mă, să-l îngrop cu un pachet, cu ce-i trebuie lui. Pune un hanorac, poate e frig pe lumea alaltă. Păi nu, dar trebuie să dai pomană, nu trebuie să le îngropi, trebuie să le dai de pomană, asta e ideea. Bă, dar atunci de ce nu dau bani de pomană? Păi dai bani, banii aruncați nu-s de pomană. Ce mă, 2 lei în monezi? În monede. Wolfman, ce ai făcut? Mai ai luat la păcănele sau chiar din cripto trăiești așa? Am mai primit 109 lei de la Wolfman. Între toate animalele astea, Luiza, e o pasăre, aleg să fiu ciocârlie. Ce am mai primit? Și aproape 6 euro de la Lauri, care ne salută. Care salut? Salutare, Laurica, salutare, Wolfman, din nou. Din nou. Da, proste. Nu știu, mi se pare aici. Că, adică, dă frate, dă că tu, fiate, nu mai dă de mâncare la pomană, dă-mi 100 de lei. Și mi-au eu ce vreau. Și plec acasă. Păi trebuie și păi mâncare, normal, mă, tocmai că ideea e că așa mănâncă mortul. Cum ai că așa mănâncă mortul? Deci tu pentru mort trebuie să... Serios? Asta e ideea de pomană. Confort complet. Trebuie să-i asiguri nevoile de bază. Cui? La mort? La mort. Haine. Ce dau haine ce de pomană. Nevoi de bază înseamnă mâncare? Acoperiș deasupra capului. Are.
Acum are are în toate direcțiile. Are în toate direcțiile acoperiș. Serios, cât de căldură nu se plânge. Bani de buzunar, trebuie să dai bani de buzunar. Dai bani? Așa, programul corn și laptele, mâncare, pomană. Ciocăneală? Ciocăneală, trebuie un pic de... Bă, dar e foarte iurea că toți morții în rai sunt la costum. Adică mi se pare, dacă e mai cald în rai... Se face adică sex în rai? Asta e întrebarea. E raiul sexual? Nu. Adică dacă tu îți imaginezi... Atâția bărbați în costum, da, se face sex în rai. Tu de da. Ce ai... Tu Edenul de... pentru tine tu de ce... ar include futut. Nu, tu vrei sex? Mult. Tu vrei sex? Da. Destul nu. De mult în... Limita cât n-ai chef. Vorba lui Vie, cu curve din iad. Genul ăla de, genul ăla de rai să fie. Genul ăla de sex. Că altfel e cam... Dacă ajungi și cam rai, pierde sensul raiul ăla. Ajungi în starea în care ai murit sau ajungi la your peak? Știi ce zic? That's good. Că dacă da. Ajung în rai și am 76 de ani, da. Dacă mă ajută bunul Dumnezeu. La musulmani, la răbeți, acolo ideea e că te duci, dacă te sacrifici, nu știu ce, virgine multe le fuți, că doar nu doar le... Ce faci cu virginele alea, 72? S-a mai dat la stand-up, dar în același timp, până ce? Le înveți. Sunt virgine toate, sunt multe. Păi nu, dar ideea e, nu contează ce faci, dar le fuți, nu? Că de asta le primești alea 72 de virgine, nu să-ți spele vasele și să-ți măture în casă. Adică ideea e că în raiul musulman fuți. Sigur. În raiul creștinesc fuți? Da, asta da, e întrebarea. Da, da, întrebare, ca să știu și, unde și mă duc. E o întrebare legit. Domnul Ciulin este... În raiul foarte... musulman fuți, dar după săptămâni sau luni de relație, după chestii din astea, că nu fuți direct. Bă, da, dar fuți. Mai contează. Depinde, adică întrebarea e că ai nevoie și de cât, futut în rai. De cât timp sunt virginele alea acolo și ce fac ele deja? Că stai mă, că alea cu virginele doar pentru... jihadiști ăia, nu? Nu oricine primește virgină. Trebuie să faci... Bă, mie sincer, mi se pare că, adică, conform Bibliei, raiul cam e doar de bărbați. Adică pare că cam toate femeile oricum sunt păcătoase. Nu, la noi. La noi? Da. Adică la cât de misogină este religia noastră, chiar Sfânta pare că... Filoftea, mă, ce ai? Fuck you guys. Ah, come Sfânta Filoftea și-a luat o barbă în piept chiar de la taxul. Chiar așa e. Stai, n-am spus că eu sunt de acord cu asta. Am spus că asta face raiul... Bă, dar nu-ți mai pune deșidele pe căștile mele. Ce vorbești, mă, tu vrei să zici că istoric, adică istoric, de când a apărut raiul, de când s-a inventat raiul. 150 după Hristos. Da. No. Cam atunci, au ajuns mai mulți bărbați decât femei în rai? Doar bărbați. Na, uite-te, mă, la, uite-te la asta, la... Păi înseamnă că e bătaie, la... Cum se cheamă, mă, insula lui Becali, că-mi scapă? Tasos. Nu Tasos. Atos. Atos. Da. La Atos. Uite-te la Atos. N-au voie femei. N-au voie femei. În cea mai concentrată chestie a religiei creștine. Păi, tocmai, atunci... înseamnă că n-ai voie să, adică dacă neavând femeile voie acolo, asta înseamnă că au mai mult timp să nu păcătuiască. N-are sens ce zic. Dar când tu când te duci și te căsătorești la biserică și vine preotul și zice acum ce trebuie, bărbatul este capul familiei și trebuie să vadă exact, și femeia exact, trebuie exact. Să tacă da, în pula mea da, din gură. Exact. Asta e. Și de-a lungul istoriei femeia a cam tăcut în pula mea din gură, adică bine, mă, ce-au făcut până okay, acum? Bine, că bine. Acum ok, vreo... fie. În ultimii 100 de ani n-a mai intrat nicio femeie în rai. Aici sunt. De okay. Când ce? Margaret Thatcher. De la emancipare. Bă, nu, că... Și alte femei puternice. Au murit mulți oameni. Nu, Michelle Obama. Că e, adică e mult prea misogină chestia. Nu e în rai Michelle pentru Obama. Pentru mine a murit de mult. Cum să nu fie în rai? Trăiește cu Barack Bă, Obama. Bă, și dacă nu, sunt femei, dacă nu sunt femei în rai... E șmecher. Am pelicula. Măcar să aibă niște LCD-uri mari, să ne uităm la fotbal. Că atunci degeaba te mai duci, pentru ce pula mea te mai duce în rai? Ce să faci? Ce să-și faci atâta timp? E că locul verde, asta trebuie să cânti la trompetă. E boring, aș știi fac. Ce zic? Dar bă, stai mă, pentru că adică raiul n-ar trebui să fie cum se simte fiecare bine în felul lui, că nu cred că suntem la comună rai. Asta a fost și întrebarea mea. Dacă tu îți imaginezi raiul tău ideal, include futut, nu? O stare păi ideală nu, a ta în care te dar simți. Dar ce zic e că nu cred că include pe alți oameni. Cred că e exact în zona de Matrix. Mai exact, eu îmi creez raiul meu de... Păi și raiul tău n-ar include alți oameni? Stai singur așa? Ba da, dar îți creați cumva de mine. Nici nu știu dacă voi sunteți sau păi nu creați de mine. Ar fi mișto să poți să vizitezi, să mai treci prin raiul meu, să te chem pe la mine prin raiul meu. Ce tare meu ar fi. Și apoi eu pe la păi tine. Păi da, mă, dar după... Supernatural. După devine ca... A, nu, că era să dau un speler. Mă rog, whatever. Ca ce?
Nu contează. Nu e ok așa, pentru că da, eu vin în raiul tău și dacă mi se pare mai mișto raiul tău, apoi sunt trist despre raiul meu. Și asta înseamnă că mai sunt în rai sau nu, fiind da, trist despre raiul meu. Dar faci raiul ca lui după aia. Cum să-mi fac raiul ca lui? Păi ce, îl faci odată și... Furi așa material. Dau proiectul, da, dau proiectul de la raiul nu, meu. Nu mai poți să-l mai schimb după? Nu. Trebuie să... Adică e efectiv... Raiul, știi ce e? Știi ce e raiul? Oh, calm. Raiul e cât te duce pe tine capul să fie raiul. Da. Adică mai exact dacă ai ajuns acolo și e Counter-Strike, ceea ce e la mine în momentul ăsta, wow, Counter-Strike care se meargă foarte smooth, o să regret că, Doamne, cât de prost am fost. Să aibă un mouse am... foarte bun asta, era eu pentru Mitran. Cum? Să ai un mouse foarte bun. Nu, 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 să meargă în foarte multe frame-uri. Da, adică în raiul meu nu există lag. Noi și vedem din perspectiva de... umană. Exact, și trupească mai degrabă, că noi acolo o să fim un spirit. Eu am încercat să duc. Crezi că e ca în jocuri? Adică dacă te, dacă te uiți în joc, nu-ți vezi, dacă te uiți în jos, nu-ți vezi picioarele? Crezi că e așa ca spirit? Așa e în FPS-uri. Nu-mi văd picioarele pentru că I got a big dick. Să fie asta era eu pentru nu-ți mine. Nu-ți vezi nimic. I got a huge fucking dick. Doar târșii pula aia, după da, ține da. Printre norișeri. Dar nici nu pot să zbor. Da, nu știu, e complicat. Eu vedeam înainte, vedeam raiul ca și cum este o pajiște lungă, da, da, verde, plictisitor așa, da. Cu oameni... Înainte cu... de ce? Cu oameni de care nu-mi place. Ce ți-a adus schimbarea? Cred că asta e o proiecție hollywoodiană cumva. Înainte, schimbarea mea este faptul că nu prea-mi place. Nu mi-ar plăcea să fie. Dacă ar fi să ajung în rai, ceea ce nu este adevărat, pentru că muie Hristos. Bă, dar tort. Apropo de asta? Așa. Am primit 20 de CHF care nu știu ce sunt de la Dana și Wolfman ți-a zis, Mirica, ia, Mirica, 100 de lei. Dar faceți dracu link de Tipi Stream să nu vă mai ia YouTube-ul. Altceva, bă, dar cine intră pe Tipi Stream? Fix am gândit la asta când am auzit că ia YouTube-ul 40 de... Dar toată lumea cât ai auzit cu aia? Că ai auzit asta cu 5 ani. Că ce? Că ia YouTube-ul... Păi nu știam, pandemie, nu știam, nu știam că ia 40%, deja e prea mult. Mai ales acum cu noile taxe și impozite. De asta am zis să nu ne mai donați bani aici. Impuse de guvernul. Mai bine ții banii decât să dai la... third party, mai bine ții bani și ne dai tu când ne vedem. Sau... Oricum, banii avem și banii. Ți-ai bilet la show și suntem bara-bara. Banii sunt făcuți să circule. Să circule, da, întreabă-l pe Țiriac. Exact, de-aia are salon auto, ca să circule banii. Să circule banii, de asta are atâtea mașini. Cu ce să circule? Păi da, nu doar nu circulă pe jos. E ce am văzut câteodată pe Instagram, pe Reels. Este câte un om pe jos... și vin o grămadă de cățeluși mici, vin mulți labradori mici, peste tine. Da. Și asta da în continuu. Și dacă muși din ei au gust de pepene verde. Da, și doar să fac mai mulți. Amazing. Nu-i omori, da. Să fac doi. Să fac... Aia. Mamă, te acaparează căței aia cât poți să stai și cu atâția căței. La un moment dat nu ești marci în pula mea de aici? Nu. Miroase un pic. Miroase gura. Nu te-ai zis că au gust de înghețate sau ceva? De pepene, de pepene roșu. Înghețată cu pepene. Sau de ce vrei, de ce ai tu poftă în momentul ăla? Asta, exact. asta este raiul. Orice mănânci are gust de ce vrei tu să aibă. Oh my god, asta e raiul. Dar mănânci orice și nu te îngrași. E cam boring. Și nu cred că se face sex pentru că na, fiind la nivel de spirit. Doar sex tantric, doar asteca fute în rai. Nu zic să se facă. Și astrepări de ăștia. Eu asta încercam să propun ca discuție, nu ce sexul să-l face efectiv, dar asta să... Cum te simți ca atunci când faci sex aici? Mm. Adică sentimentul ăla. De păi anxietate, așa. Neapărat pututul efectiv. Mi se pare că ajungi la sentimentul ăla de orgasm, de climax, da. dacă tu, alături de frații Serafimii și Heruvimii tăi, îl slăvești pe Dumnezeu. Și n-are cum să nu fie o bucurie. Știi cum e ca pe stadion? Gândește dacă Dumnezeu ar face stadioane. Și face Dumnezeu stadioane și urcă pe stadion și umple 60, vin 60.000 de oameni să-L laude pe Dumnezeu. Dumnezeu, ești mecher, te simți bine. E ca atunci când... mea. Cine crezi că e în deschiderea la Dumnezeu? Nu cred că le-a pe Sfântul Petru, că... Nu, trebuie ceva mai... Chestii, ceva mai nou. Cred că Arsenie Boca, dacă vine în România, dacă okay. face turneu în România, Dumnezeu îl ia pe Arsenie Boca, știi? Da, ia opener din... Paul Gheorghe. Din zona asta, da? Arsenie Boca, la câți ani a murit? Era în vârstă? Am văzut icoane cu el sau whatever, poze cu el bătrân. Ok. Nu, l-am văzut numai cu părul brunet, barbă brunetă. Avea barbă mare. Și am zona asta. Zice că... De arăta ca Ion Creangă cumva. Eu am fost cumva, la Arsenie. Eu zic pe internet. Eu zic că a murit la 40, între 40 și 50 de ani. No, Arsenie Boca era la Prislop sau e altul 55. La Prislop? Ce? Arsenie Boca era la Prislop, la mănăstirea Prislop? Toți sunt la Prislop.
sau alt... Prislop? E Mircea cel Bătrân. Prislop. Mai țineți minte de zona aia când după ce a murit Arsenie Boc acum orice tăiere în lemn, orice măr despicat, stai, totul avea... Stai mă că a murit de mult, nu cred că știi tu când a murit. A murit înainte sau după Revoluție Arsenie Boc? După mă, what? Vreți să vă zic când da, a murit? Da, spune-ne despre asta. S-a născut în 29 septembrie 1910 la Vața de Sus, Hunedoara, da, okay, România. Înainte de Revoluție. Și a decedat pe 28 noiembrie 1989, la vârstă de 79 de ani. Certificat de revoluționar n-a prins. Da. La Sinaia. A murit înainte de Revoluție, de în 89 a zis că a murit. Păi și atunci de ce mai... La fel ca Hitler a fost și el pictor. De ce a fost moda asta așa cu... Așa scrie și pe Wikipedia, la fel ca Hitler. Născut, că apărea Arsenie Boc în chestie. A fost moda cool. Asta cu câți a bani. A bubuit o carte cu el, printre credincioși, da, cred că asta și a devenit fost, foarte da, popular la un moment dat. A fost canonizat în 2019. A, atunci de acolo poate moda, odată ce a fost canonizat și... sau ceva, da... Nu mai era. Dar era dinainte era mai de 2019, din liceu, da. Așa. Cu niște pachete? Ia azi m-am bășit, dau la fete. Nu m-a vezi dacă și vorbești pachete, de Arsenie Boca? Credeți în Arsenie Boca? Salut! Avem nevoie să facem un pic de logistică aici. Bun. Bă, eu cred că a prins o perioadă din asta de... Ca toată lumea, ca... A prins perioada de aur a propagandei. Perioada de aur a propagandei și perioada de aur a promovării sau autopromovării. Poți să schimb? Da, pe religie, la aur? Am primit un pliant de la aur în care... De la Partidul Aur. În care ne zic că, uite, hei, o să fie patrioți la alegerile europarlamentare. Eu tot ce vreau să zic e să mergă oamenii la vot pe 9 iunie 2024 și alegeți voi ce vreți voi, dar doar da, să mergeți. Să vă treceți în calendar. Frații Simion, Viorel și George Simion. Viorel și cum îl chema pe celălalt, mă? Erau doi boxeri, Simion. To make this less fun, dar Andrei. Hai să mergem să votăm. Andrei Simion? Viorel Simion era cel mai mare și ăla mai mic era... Cătălin. Cătălin? Dicu. S-ar putea. Bă, vorba lui nu mai știu cine am văzut, așa. George Simion, retard, dar măcar e mai sincer decât ceilalți. Măcar știi ce tip de retard votezi față de ăștia care sunt mai sneaky. Că, ce de exemplu, măririle astea de taxe și impozite nu au fost anunțate nicăieri de PSD-PNL în programul de guvernare. Și acum, deodată, hai că ne-am gândit noi la niște chestii bune pentru România. Ăsta zice măcar cu aia, noi suntem mai cu rușii. Dar știi o treabă, știi? Dă-mi el înapoi că pare că ți-am dat idei. Nu mai deci fi votați aur 2024. Nu, nici măcar ca glumă nu mai zice asta. De pe ce, Virgile. Bă, a fost Trump în America și nu s-a întâmplat nimic. Cum ai că nu s-a întâmplat? M-a furat documente de la muncă. Și ce s-a întâmplat? Păi ți-a schimbat ceva stilul de viață? Că a furat Trump documente. Când s-a întâmplat ceva rău? Doar mai prost în ultima când perioadă. Când s-a întâmplat ceva la nivel mondial și te-a influențat pe tine așa? COVID-ul. Hiroshima. COVID-ul. Și cine a votat pentru COVID? Wall Street 2008. Cum ai că cine a votat pentru COVID? Păi asta zic, s-a întâmplat. Eu i-am pus pe ea să aducă criza globală, să-i taie lui maică-mea 25% din salariu. Nu i-am pus eu. Guvernul Boc. Guvernul Boc 4. Traian Băsescu, Găozarul. Care apropo, și uite că facem tranziția frumos, că ne-a întrebat cineva despre gheboasă. Eu nu dau gheboasa prea multe, că vreau să fac un minut de stand-up despre asta. Deci, minutul de stand-up. Jucați. Am primit 19 lire de la Nick C. Mă, Nick de la NND. Da. Vreți să vorbim întâi despre gheboasă și pe să ajungem la zei și zeități? Sigur. Despre ce vorbeam? A întrebat ceva ce zâmbet frumos are. Am discutat despre asta în mașină. Are un zâmbet frumos? Are un zâmbet frumos. Are o voie bună în el. Lucrat. Da. Are lucrat și e caterincă. Ce părere avem de scandal? Mi se pare că e bullshit. Și suntem așa de bătrâni? Bă, ce mă dezamăgește așa că îmi dau seama cât de idioți suntem cu toții, că suntem niște găini un pic mai inteligente. Cât de ușor, știi cum sunt găinile, că stau prin curte și se aude un zgomot și încep toate ba, 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 se duc toate într-un colț, exact. Așa că au aleu panică, că s-a dus una sau că aici ceva. O problemă, dar de fapt nu e nimic, a dat una cu capul un gard sau ceva, se sperie de la nimic.
Așa și oamenii cu aia. Dacă te uiți un pic, dacă te duci un pic zoom out, ca la bursă, să zici că e ca la un grafic de bursă, da. Evoluția omenirii. Acum suntem pe o traiectorie ascendentă masivă acum, de în ultima sută de ani, să zic. A fost rău mult timp și acum suntem foarte în sus. S-a crescut nivelul de calitate a vieții, să zic, peste tot generalizat. Și un pic dacă fluctuează în jos toată lumea, aoleu, nu se poate așa ceva, cum se poate, că dăm înapoi. Cu aia, stai un pic, că e normal să se mai întâmple scandalul, să se mai întâmple, să nu fim toți de acord pe treabă. Dar acum că cu aia nu se mai poate, dacă nu luăm acum măsuri, nu se duce pe pulă toată țara. Da. Numai acum trebuie să vorbim, să nu lăsăm să se întâmple asta, chemați jandarmii, dați-le în cap, fucking retards. Mie nu-mi place asta. Asta era ultima noastră problemă. Asta mai aveam de rezolvat în țara asta. În rest eram la punct cu absolut toate lucrurile. A zis băiatul ăla găoază și alte cuvinte. Asta era. În rest, noi, utopie, tati. Dar faptul că a vorbit băiatul ăla urât la un concert și erau copii acolo. Care, de ce erau copii acolo? Bă, dar să fie copii. Dacă au avut venit copii, concertul era. Ăsta era invitat de organizatori. Care organizatorii i-au lăsat pe și copii să intre acolo. Și am fost la concerte la care s-au folosit cuvinte vulgare. Nu o să le reproduc pentru găoază. Că sunt sub demnitatea mea. Pulă, piză, slumă! Dar s-a întâmplat chestia asta. Am făcut-o pe scenă noi de atâtea ori. Da. Toate măscările pământului. Veniți la Sibiu să auziți. Cur de la, eu zic cur, pulă. Eu am zis pe televizor am zis pizdă, cuvântul pizdă, chipsuri cu gust de pizdă. Mi-au pus un smiley face pe buze ca să s-a auzit un... La același timp am zis pizdă la Antena 1, la televiziune națională. Și am influențat în rău copiii tot în zic... chipsuri cu gust de tot pizdă? Tot îmi zic că mulțumesc că am luat 10 la bac. Exact. Istoria și pula exact. Mea. Exact. Și am văzut articolul ăla de la Vice cu poezii sau scrieri ale scriitorilor celebri români. Porno din ăla jegos, jegos. Jegos, jegos, de rușine, de rușinea lor, așa. Da, de Mihai Eminescu, că să te arunc cu pula în pizdă și să aterizezi înapoi, o chestie din asta. Care Cat Williams, glumă de la, știi? Da. Gluma aia lui Cat Williams cu midgetul. Nu știm gluma. Că a plecat că îl judecau niște tovarăși, că erau într-o seară petrecere, nu știu ce, și era o tipă mică. Mică. Cum se zice în română politică, minionă? Corect. Minionă? Nu, minionă, cred că e dimensiuni normale, dar mai scundă. O liliputan. O persoană că... mică femelă. Mică. Mică. Așa. O pitică? Nu e ok pitică. Nu cred că e ok pitic. E ok pitic, atâta timp când la școală se predă mersul piticului. Piticul porno? Și albă ca zăpada, cei 7 pitici. Pitică nenorocită? Nu pleacă liftul da. Cu tine? O, ce pitică frumoasă! Și a plecat ăsta cu ea acasă și după aia povestește cum a făcut-o. Mm-hmm. Cumva ca să se... Să măcar să poată să mândrească cu în fața tovarășului cu am luat acasă. Și avea asta cu o făcea foarte avea ectautul ăsta foarte mișto că să sărea când pula mea, când o futea și făcea că sărea și după aia când o prindă era așa că hop. Făcea preluare. Cat Williams, să vă uitați. Sperăm că nu se uită calitate. Tineri și că nu-i influențăm aici. Da, se pare fantastic. Sperăm că nu se uită familiile este noastre. Tot timpul, este incredibil cât de puțin bani se bagă în educație și în școli și în mizerii, dar tot, constant toată societatea și toată țara este brusc îngrijorată de viitorul tinerilor. Viitorul tinerilor. Totdeauna asta se zice, că erau copii. Uite, ce se întâmplă copiii noștri? Bă, copiii au ascultat căcaturi de când erau mici. Copii care au ascultat Paraziții, care au ascultat Biugi Mafia, că s-au văzut. Care au ascultat Paraziții. Exact. Băi, ia uite ce vai morții tăi ești. Te-ai dus dreco. Sunt vai și oamenii, toți oamenii care ascultau căcaturile astea, sau au ascultat căcaturile astea, nu e ca și cum le-a influențat viața într-un mod negativ
sunt toți își bagă în ven acum și scuipă femei pe stradă pentru că au ascultat la un moment dat Paraziți la un concert. Se pare de, s-ar putea ca tot căcatul ăsta să vină și pe lângă faptul că vine și de la, din Cluj, de la faptul că s-a întâmplat la Fucking Untold, care din punctul meu de vedere este cel mai borât festival care poate să fie, pentru că e în oraș. Nu, pentru că la Electric Castle s-au sărit de cur în sus acum vreo 2-3 ani când au apusă la manele și l-au interzis pe perioada nedeterminată, pe băiatul ăla, DJ, care Electric Castle a fost... Adică acolo e mai pe snobism un pic, așa, și la Untold e mai pe asta, că e în oraș și e mai pe urbanist. Da, mă, da, adică zic faptul că fiind în oraș și venim foarte mulți oameni în orașul ăla asta... și e nașpa pentru oamenii care stau în Cluj și n-au nicio treabă cu festivalul ăsta, ba mai mult îi super deranjează că na, se cresc prețuri, e haos, sunt oameni care fac gunoaie pe stradă, gălăgie, e fucking cald afară, nu poți să stai cu geamul deschis că da, te bate Armin Van Buuren când auzi că mamă, Armin Van Buuren a... Îți vin bani la bugetul local, pe de altă da, parte. Vai, nu wow, te mai căca pe tine. Nu te mai căca pe tine, da, Cluj, dar asta e... Și tu zici că ăsta e un motiv vin la bugetul local, dar... Ce? E un argument în plus să zic că uite că mai e și muzică care ne strică copiii exact, pe lângă toate astea. Mi se pare astea. Că vine și cel puțin din Cluj, vine pe un fond de frustrare vis-a-vis de festival în sine, nu neapărat de... Asta da, da. Gheboasa doar a fost un țapis da, pășitor, dacă îmi permiți. Nivel dar nu doar Gheboasa, ați văzut că s-au mai dat amenzi? Ce? Adică a început jandarmeria acum să dea mai multe amenzi. Eu nu înțeleg de ce dă amenzi la artiști, adică de ce nu dă da. Amenzi la organizatori. Da. What the fuck? Care eu am contract cu ei, e problema lor. Da. Nu? Mai am niște paranteze mici. Spune paranteze lui. Parantezele mici. Ne-a întrebat la un moment dat da, un băiat, stai, Nic ce, cred, sau fată, dacă tot ați vorbit de zeități, zeii, a ce ați vrea să fiți? În stilul zeilor antici, gen zeul zeița războiului, fulgerului? Aș vrea să fiu un... Zeu distracții! Da, vreau să fiu Dionis, sau cum pula mea zic? Dionisos. Dionisos. Sărmanul Dionisos. Care este zeul vieții, al vinului și al... Și la găoaze. Aș fi astăzi. Găozus. Și am mai primit 20 de CHF de la Alex Tomescu, că nu știu ce sunt CHF. Ce sunt? Sunt francelvețieni? Francelvețieni. Alex Nemes, chiar dacă nu mai scrie, Alex Nemes. Nemes. Da. Zici, ți-a dat 50 de lei și a zis la mulți ani, Sergiu Mirico. Mulțumesc, de unde știi? He just knows. Și încă 10 lei cotizăm la o bere pe când vine Mirica la Dins Brașov. Da, de acord. De la când mergi, mă, la Dins Brașov? Da, salut. Eu mă duc în Dins. Ce cauți la Dins Brașov? Când sunt în Brașov, de obicei mă duc și beau un Dins. Ah, credeam că ai ceva anunțat la Dins Brașov. Nu. Ah, vin eu cu Boxy și cu Isaac. Nu contează voi, haide să ai Alba Iulia. Și apropo de festivaluri, am văzut și eu pe Casa Jurnalistului, care m-a distrat foarte tare, v-am mai povestit, dar zic așa, ne prefacem că nu v-am zis până acum. În Brașov se organizează Rockstad Extreme Fest, unde este un festival de super rockăreală. Extrem. Extremă, rockăreală extremă. Anul trecut, mare scandal că niște rockeri s-au împătat în parcare lângă festival, au pus manele și s-au distrat pe toate diamantele, care erau foarte drăguți, că și țipau, în fine. Da, video fun. Fun, da. S-au tragea toată lumea, toată comunitatea de rockeri. Aoleu, nu se poate așa ceva. Și anul ăsta, un băiat din grupul ăsta de s-au distrat în parcare a fost recunoscut de către organizatori în cadrul Rockstad Extreme Fest și a fost dat afară. N-a ascultat manenea anul ăsta, a fost dat afară. A fost atunci recunoscut băiatul de cu AI. Beși de aici. De anul trecut îl știa, deci el n-a apucat să prescrie fapta. Ca pe chinezi l-au recunoscut după față, i-au scanat fața, l-au recunoscut și i-au dat ban. Da. Acolo, aici se ajunge. Vezi? Lasă oamenii în pace. Face profiling. Poate el s-a schimbat de anul trecut, poate nu-i mai plac manelele de anul trecut. Și dacă îi plac manelele, ți-a dat bani pe intrare și nu e ca și cum bubuia manele în timpul festivalului. N-au de plătit facturi oamenii ăștia, nu au altă treabă. Asta e toată personalitatea, adică, la muzică. Da, dar știi care, cred că e mai mult. Adică la modul dacă ar fi un video cu mine că dansez pe manele sau că cânt manele și merg la Rockstad, cred că n-ar avea nimeni nimic împotrivă, dar e o problemă dacă ai părul lung, geacă de piele și e un video cu tine undeva pe internet. Adică eu cred că undeva acolo e ceea ce mi se pare că e foarte trist. La noi care ar fi echivalentul să ne apucăm să zicem bancuri? Dacă cineva
care are, e îmbrăcat într-un tricou cu niște oameni sau ceva, hanorac cu niște oameni. Și îl văd pe internet că râde la un show de-a lui Cârje, de exemplu, da. Interzis pe viață de la da. Show-urile mele, le zic da. De pe acum. Da. Să știți. N-ai da. Voie să în faci așa rând, ceva. Ai depus e dușmanul, e nemesisul nouă. Ți-ai făcut da. Singur hanorac și după aia te joci la Cârje? Da, n-ai voie să faci așa ceva. Deci, cumva, înțeleg asta, că trebuie, ai pleci de la, cum pula mea se cheamă, ai, cum e mă în română? Zi-mă în engleză. Zi pe engleză, că poate ne ai, pricepe. Ai jurat credință unei steme, acolo rămâi, tati. Da, că ăștia sunt foarte mai fanatici decât de alte... Mi se pare că rockerii sunt destul de... Nu-i mă, toți sunt fanatici în sensul lor, să nu exagerăm. Adică și maneliștii cu părerea lor despre rockeri. E... Da mă, dar e un duel așa, e o bătaie, poate tacită așa, e un... Avem episodul de părere între maneliști, adică, și rockeri. Cumva simt nevoia să-și apere... comunitatea asta a lor. Dar cred că un pic fiecare mai, asta simte, fiecare gen muzical din ăsta simte. De ce? Ăștia, mai puțin, cred că singurul cu adevărat de exemplu, Prelii nu cred că au căruia nu-i pasă nimănui de el, e popul. Adică cred că popul e cel mai... Că în primul rând nimeni nu spune că bă, eu ascult electronică, pop. Nu cred că să ăștia, că aia nu te iei, nu ascult da, tu. Da, ok, da. E doar în pulă. Și cred că majoritatea sunt așa nu e ca și cum te banează de la o petrecere în guest house că ai ascultat la un moment dat muzică da. Cu versuri. Băi, ce-i cu tine? De ce nu asculti numai Lasere, Drujbe și Ciocane? Sau unde sunt tehnoasele? La Bob Marley nu o să vină unul să te bată că asculti altceva. Că pula mea, nu e... Exact, asta e ideea. Nu e în spiritul da, muzicii pe care o promovezi. Da. E 2023, bă, de ce mai facem diferențele astea pe genuri de muzică? Și adică de ce judeci un om după muzica pe care o ascultă și de ce nu mai stai la masă cu un om în funcție de muzica pe care o ascultă? Why the fuck do you care that much? Adică, a zis și Ștefan Bănică Junior, cine problema stă la masă, cred că, problema cred că poate să intervină atunci când eu ca ascultător de un gen muzical mă identific atât de... Eu am zero personalitate și îmi iau personalitatea din genul ăla, din genul ăla muzical. Faptul că eu acum ascult rock și îmi plas plete și pot să ascult rock în pula mea și rasă în cap și mai eu. Dar nu, dar... Și am pantalon de piele, efectiv acum toată personalitatea mea este egal chestia asta da. Și cumva trebuie să apăr personalitatea mea, nu mai apăr genul de muzică. Dar e ok la 16 ani, că nu mai e altceva de făcut, că trebuie să-ți găsești un grup de apartenență și ok. Și eu ascultam Paraziții, mă îmbrăcam la lui și înjuram foarte mult, că eram foarte edgy. Da, gata, după eu aia am fost pe de altă parte se întâmplă, sunt adulți care obligă la chestia asta. Eu am o poveste cu un tovarăș al meu care a mers la studii în Anglia între 11 și 12 la ceva, ceva școală. Păi cine înțelegea? Era așa, între 11 și 12, da. Și povestea de cât de strictă este școala în care e el. Era ceva școală, da, destul de pensii, să zic, whatever. Din aia cu de cât de strictă... Da, asta, și asta voiam să zic. Și el la modul de gen au penalizat un băiat pentru că orică mânca gumă, orică a scuipat, nu știu, pe stradă și l-a văzut cineva în timp ce el purta uniforma. Aha, care mi se pare că, știi? Adică exact cum de rocker când poartă uniforma, că da, domnule, tu n-ai voie să faci ai altceva. O anumită conduită dacă bă, dar stai, dar e în afara școlii, mie tot mi se pare jenant. Păi știu, dar dacă ai ca polițiștii, că n-ai voie păi să ca polițiștii care sunt niște, care sunt ceva. Niște organe care reprezintă statul, dar tu reprezinți o clădire, o școală pe care o termin în 2 ani. Ai semnat acolo ceva, te-a da, dat? Da, mă, eu ok că ai semnat. Și la orici dacă semnezi, gata. Bă, vrei, nu vrei, în cultura noastră degeaba umană... Degeaba zici tu. Care cum chiar ai zis. Vezi? Degeaba zici tu. Așa. Oamenilor le place asta. Adică e important pentru oameni să aibă apartenența asta. Și odată ce ești parte dintr-un grup, dacă juri credința unui grup, cum e la fotbal. Lukaku acum s-a transferat de la Inter la Juventus. Sau așa. Sunt discuții. Au intrat vreo câteva sute de oameni pe teren la un amical, la Juventus, care, pula mea, dita mai echipă de legendă, să țipe, să-i bată pe ea, că să țipe la oficial, că nu-l vor pe Lukaku, că, că s-a pișat pe ei, da, în niște declarații mai demult. Deci genul ăsta de... Deci nu e alt, e dacă cu reprezinți cu o sigla, dacă reprezinți o siglă, cam trebuie să...
respect despre ce e sigla aia. Bă, de acord să respecti, dar în viața de zi cu zi trebuie, adică e doar că e una să respecti, alta asta să devină viața ta sau lifestyle-ul tău. Dă-o măsa, să nu exagerăm. Mai ales că în Anglia e cu coroană regală, tradiția e mult mai importantă ca la noi. La noi s-a schimbat, noi suntem destul de-a lungul istoriei așa, am sărit dintr-o barcă în alta, nu mai e atât de important pentru da, noi cumva tradiția și suntem mai rebeli așa. Care by the way, să mă fut mai în fiecare pentru el. Mă uit, mai văd din când în când pe TikTok, mai văd videouri din astea cu gărzile regale, mm-hmm, care sunt foarte ofuscate și deranjate de turiștii care vin să-și facă poze cu ei. Care da, mai du-te și în pula mea, adică tu ești prost la cap dacă tu, dacă tu simți doar onoare în faptul că stai ca un stâlp drept 12 ore. Da. Și nu faci efectiv nimic cu viața ta. Este incredibil cum poți să te superi că da, domnule, vin turiștii și își fac poze cu mine. Dar eu de fapt sunt cineva. Cine pula mea ești? De la căciula aia de urs, cred că le e cald în ea. Cred că se simt foarte inconfortabil. Păi și ok, se simt foarte... Dar ei nu știau înainte că căciula aia are 6 kg, că am văzut eu un pula mea pe Google chestia asta. La 18 ani când te bagi de mată, știi tu? Bă, da, știi. Adică genul ăsta de... Și dacă tu visezi spre a ajunge gardă regală, ești un cretin îndeațit. Nu ai voie, nu există onoare în așa ceva. Să ne înțeleagă și gărzile regale, punem pe TikTok. Nu, am zis îndeațit. Mama, come on, Michael, let's do it! Nu există. În același timp am văzut și o gardă regală care... Bine, că asta e în pula mea, când mereu când este un retard în jur... În sensul cel mai bun retard. Un copil, era un copil cu impedimente sociale, nu știu ce avea, dar era se vedea că are nevoie de niște grijă în plus, să-și facă poză și stătea așa la un metru, era rușine sau frică să se apropie de ăla și a făcut un pas garda regală care nu se mișcă niciodată spre el să-și facă poză. Da, mă, pentru ok. Pentru că trebuie să și spele imaginea aia jenantă, că majoritatea chiar sunt doar agresivi. Bă, serios, frate, niște idioți. În afară de faptul că este jenant, că nu mai există regalitate, ne-am dat cu toții seama că nu există acest, sigur, că nu mai există acest sânge albastru. Cu toții ne-am dat seama de chestia asta. Există, e incredibil că în continuare sunt oameni care simt o mândrie, în afară de faptul că jobul de gardă regală n-ar trebui să existe și atât. Da. Că nu-i ca și când ăia cu pălăriile alea, gata, ei chiar protejează domnule regatul. Să fim serioși, îți puși acolo ca niște clovni. Ca emblem, așa, ca niște steaguri. Păi exact, da. Da. Dar... Și angajezi oameni ca steaguri în 2023. Da, hai mă, las, sunt efectiv... Băi, eu nu zic să-i angajez, eu nu sunt de acord cu ideea de monarhie în general, dar pentru că la ei atât de veche, să rupi o linie de tradiție atât de mare ar fi... Nu vrea nimeni să-și asume responsabilitatea aia, să nu mai facem de mâine. Păi asta. Atunci hai să continuăm ca familie regală și tradiția de a cuceri neamuri sărace în continuare. Hai să nu rupem nicio tradiție, eu nu? Eu sunt foarte mândru că în România nu mai avem rege. Nu mândru, mulțumit. Mândru nu-s neapărat că n-am contribuit eu cu nimic. Dar mi se pare mișto că nu... Că alegem retarzi în continuare, dar măcar îi alegem pe retarzii pe care vrem. Nu avem pe unul care trebuie să fie ăla că s-a futut măsa cu vărăsul din Germania și acum, uite, ăsta e nouul tău rege. Da, 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 man, asta este. Și mi se pare, uite, Game of Thrones chiar arată foarte nice asta de câte probleme sunt cumva, pentru că așa e, man. Și asta cu sângele regal, adică dacă te uiți pe descendența președinților americani, de exemplu, cei mai mulți dintre ei, dar majoritatea așa, un 96%, se duc în plațe pe serios. Se da. Duc familiile da, lor da. Sunt dintre cele mai mari familii da. De latifundiar da. Care au avut pământ pe acolo, care sunt conectați cu cei mai bogați oameni veniți din Europa. Absolut, cu regii toți. Da. Sângele albastru, retarzia, imbrezia. Da. Și e uite că scrie acum cineva în chat că vezi că steagurile alea, adică gărzile da. Regale, fac 28k pe an plus o grămadă de bonusuri. Bă, n-am nicio treabă stai cu chestia. Stai mă, 28k pe an e puțin. Cum 28k pe an? Nu e puțin pentru ce, Ciulin? 28.000 de pounds? Scam e pe lună. 2.000 pe lună? Da, mă. Păi, pula mea, fac eu banii. Adică, nu mi se pare, mi da, se pare mărunțiș. Păi nu, dar eu am o problemă. Cum adică e puțin versus alți oameni care se chinuie să învețe și să aibă un loc de muncă? Bă, ăia da, sunt stâlpi. Stai 12 ore pe zi în picioare, mi se pare enorm.
Bine, mă, ok. Pe cine plătești tu ca să stea 12? Tu ai așa, ai plătit poate pe un om care să stea? Aia, pe lună, 28.000, ai nebunit. Cum să iei, mă, 2.500 de lire pe lună ca gardă regală? Fur de prin palat la banii ăștia. Te uiți pe acolo, mai ciordești un pocal, o ceva, la banii ăștia. Eu am o femeie care stă degeaba în casă pe mai puțin bani. Unde ai, mă, tu, femeie? Și e incredibil, e un băiat care mi-a scris, Mitran socialistul, jenant. Ce treabă are cu socialism sau cu capitalism? Mitran nu știe care-i care. Orice din regalitate. E doar vorba de monarhie care este... Uite un băiat care ia apărarea monarhiei. Stai că te dă 5 lei acum și să vezi cum îl pupăm în cur pe băiatul ăla. Zi-mă. Am și eu de citit, poți dau citit? Mitran ar fi lexicos, este zeul cuvintelor. Lexicos. Lexicosus. S-au primit 10 euro de la Bogdan Lungu, poartă mirică șapcă, te zici că vrea să-ți vândă iPhone 7 la 1600, vă salut. 5 lire, o bere pentru Mirica la mulți ani, la mulți ani de 25 de lei și de la domnul Mihai Vârtejaru, care îți dorește public. Mulțumesc. Și 25 de lei de la Alex Nemes, care a aflat că e ziua ta, de la podcastul Grădinea cu Lăptuci. Am înțeles, a fost whistleblowing în alte, în alte podcasturi. Au umblat vorba. Da. Cred că am fost să născut în aceea zi cu Roger Federer și cu Ziua Internațională a Pisicilor. Deci ne sunt în aceeași zi cu Ziua Internațională? A pisicilor? Da. Eu sunt în aceeași zi cu Teo și cu Leonardo DiCaprio. Care Teo? Teo Mihail, Teo Hari? Teo Hari. Și cu Melinda. Și cu Melinda. Implicitos. Mm-hmm. Altcineva scrie, stau 4 ore, asta chiar și la noi, dacă nu mă înșel. Cum adică și la noi, mă? Avem și noi cărți regale? Nu cred că avem gărzi regale. Nu știu dacă sunt oficiale. Poate sunt pe la Peleș niște unii care încearcă să facă o atmosferă acolo, dar cred că sunt fake. Da, acum gen principele Radu. Radu Duda? Radu Duda, cu aia așa-l cheam. Principele Radu. El unde stă? Adică... La rând, să devină rege. Nu mai devine rege. Și nici nu mă... Mi se pare stupid când mai văd așa, mai trec pe lângă o chestie care zice că este furnizor oficial al casei regale. Da. Who gives a Caroli sau fuck? Ceva, era o din asta de salam, parcă, care era furnizor. Da. Că știm cu toții că asta fac aia la casa regală, mănâncă salam. Mănâncă șuncă. Nu știu dacă Caroli, dar ar merge Caroli, că Carol, da, pula mea. Da, regele Caroli. De cârnată, și bavarez. Bun, ți-a și o gură de bere? Ia o gură de bere, că m-aș duce să-mi iau eu. Cam... Am nicio bere? Păi de-aia m-am dus, că am stat și am bălit la berea lui Mitran până acum. Arată bine transpirat așa, alba asta. Da. Stau 4 ore, asta chiar și la noi. A, nu, cineva și-a aștept comentariu, cred. Am mai scris cineva de... Maxim 4 ore. Doamne Dumnezeule. Mamă, ai devenit comunist de la începutul live-ului până acum. Să vezi dacă nu se rostogolește. Păi, ce treabă are cu comunismul? Stai puțin. Nu știu. Ești socialist. Nu asta a zis comentariul ăla că ești socialist? Socialist, dar nu comunist. Care e diferența, Mitran? Comunismul presupune... adică socialismul este mult mai doar pentru drepturi și whatever, pe când comunismul se duce în zona negativă, cumva, nu? O exploatare a socialismului. Cred că, da. Nu sunt foarte... Da, că socialismul e și în Suedia. Da, there you go. Nu e comunism. Bă, nu știu exact, că sunt niște delimitări din astea. Ciorete! Ia un loc până vine Luiza, dacă... A scris cineva, s-a menționat comunism, a dat freeze live-ul? Nu, acum pare că merge, suntem bine. Alejandro Dobrota. Bună seara. Alejandro. Bine, am venit la show, frate. Mamă, aici m-am uitat un pic la live pe drum. Da? Și nu ori să fii dezamăgit ce mie nu mai zboară părul. Erau bucuroși cum îi zboară părul lui Izei. A scris cineva că din grădina cu Lăptuce a aflat că a fost ziua lui Mirica, deci da? Aveți urmăritori. Ia uite, avem urmăritori. Aveți urmăritori. Bă, să-mi bat pula asta, că am 1000 de urmăritori și cred că în ultima săptămână i-am cunoscut pe fiecare în parte. Azi zice toată lumea de grădina cu Lăptuce. De vreo săptămână, fiecare zi trebuie să zic unul în grădina cu Lăptuce și sunt cu ei. Uite ce așa mulți, pula mea, că se întâlnesc în fiecare zi. Dar le-ai spus tu să zică când te...
Aveți un cod din ăsta când vă văd, când te văd pe tine și pe George să vă zică ceva? Că mă uit la grenea cu lăptuci. Da? Cum da, spui? Sau mai scriu în comentarii că sunt o lăptucă. Sunt tot de asta, chestii de asta. Gata, hai că am plecat, că s-a întors Luiza și trebuie să-și urc primul. Nu, că trebuie... Bine, hai. Să rămână, sunt lăptucari, oamenii care sunt lăptucari, lăptuciști. Lăptuciști. Lăptucei. Cum merge, mă, cum merge transplantul lui Cârge? Că vorbeam, nu știu dacă nu e public, prins, putem să vorbim. De părerea mea e că nu prea a prins. Da, avem voie să vorbim sau se supără? Nu știu, pula mea, eu din ce văd, acum, deocamdată n-arată minunat. Dar el zice că ar trebui în câteva luni. Adică, adică asta știu că dura procesul mai mult. Că ai zis tu acum de păr, că nu-ți flutură și... Da, Pe de altă parte, pune-te și în locul lui Cârge, că sigur și Cârge a trimis mesaj medicului că bă, așa ar trebui să arate. Medicul ăla ce să zică? Adică nu e ca și că medicul ăla să zică, bă, nu. Normal că zice, da, e... Să vezi pe la Crăciun. A început să-i crească alte fire acolo. Deja îi cresc alte fire. O să zică că, bă, a fost și anul ăsta mai călduros ca de obicei. De obicei trebuie. Și ce răsare la răcoare. A fost secetă, dacă n-a plouat. Întoarce în brava și se mănăm din nou. E cârjenceat. E cârjenceat? Ce zice? Nu știu, abia acum a scris. Vedeți, de lăptucile voastre. Bă, nu că ne uitam, ne uitam și noi ieri mai că eu nu ne ascundem după degete așa, că căutam informații mai mult mir. Ne auzeam prin ușa prostă. Doamne, hai aici Cârșe. Mai cercetam ce opțiuni mai sunt în piață. Ca să vedem care, să mai îndesim un pic podoaba capilară. Dar și voi sunteți interesați, bă, de procedeul ăsta? La un moment dat aș vrea să, poate să mai îndesesc părul, că e din ce în ce mai rar. Eu nu. Asta, cumva, adică e rău, aia e treaba. Punct în am și în care trebuie să renunți. Am și capul turtit cu aia, nu stă bine chel, că a mai fost uns foarte scurt și așa nu prea trebuie să... Începi să porți pălării, frate. Nu merge, e oribil. E fix invers. Că avem nevoie și de un bărbat care, în comedie, care se poartă pălării. O Fedora din aia, așa. Un Jason Mraz din ăla să fiu. Acum, nu poți cu aia. Dar asta e că și după aia, dacă îți pui pălării, chelești și mai repede. Nu? Dacă ți... Da. Dacă, dar nu ți-a pasă, că tocmai de-aia sunt mai înalte, nu vin direct pe... Morților. Mă gândesc că e mai bine să respire scalpul. Cred că vine din interior, totul vine din... Totul vine din interior, până la urmă, ca și inspirația, ca și... Da. E greu. Știi ce e deranjant când chelești? Că e un proces, asta e problema. E un proces care nu se termină. Chelirea e oribilă. Dacă deja ești chel, it's fucking fine. Dacă ai păr, e fain, dar dacă chelești, e belită. Este doar te duci. Ieri am prins o baie cu două oglinzi, una așa, una lângă cealaltă. Și m-am uitat într-o oglindă și m-am văzut din spate în cealaltă. Și am zis, wow, ce bună e șapca asta. spate. A început să meargă imaginea, lumina din ce în ce mai repede, nu puteai să mai eviți de acolo. Mă omoară. Asta e la orice, la țigări, la scumpirea țigărilor, doar cu câte 50 de bani, normal că nu se lasă nimeni. La îngrășat, te îngrași doar cu dacă te îngrași odată cu 30 de kg, ai fi ok, gata, trebuie să fac ceva. Da, renunț doar la că, tot. Doar că te îngrași așa încet, nu contează. Da. Chelitul la fel, încet. Dacă creșteai cu un metru deodată, nu, dar măcar puneai capăt. Adică nu cred. Dacă era intra a șasea, dacă aveai 2 metri și 10. Te duceai la sală și... M-a apucat, făceam ceva în privința asta, mai stăteam așa. Te apucai... Ai niște cărți pe cap. Mai multă labă, nu? De la labă rămâi mic, parcă? Și dacă te apuci de sală prea devreme și la asta... Asta de la eu sală, asta auzi. Cât de târziu ai descoperit laba? E la modul de ultimele luni sau ceva? Și a făcut-o cineva, nu? What? Cât de înalt ești, mă, dobră, de cât ai? 1,90 cât? 5? 97. 97? Parcă așa țin minte, da. Da, nu am mai măsură de mult timp, dar parcă cu 10 cm mai mare ca mine? 97. Mamă. Da, îi ascund bine din cocoaște. îi reglează. 1,97, dar cu postura asta se simt ca 1,80. Când îți ia Adidas și te uiți să n-aibă talpa prea înaltă ca să nu te duci clar, mai sus? Da, erau Air Max-urile, nu mai știu care, 95 sau care, îmi plăceau foarte mult și nu mi-am luat că i-am probat în magazin și am văzut că mai înaltă 4-5 cm. Ieșeai din oglinda, din cabina de probă. Asta e că eu simt că sunt fix la limita aia de weird.
cumva multul lumii nu-i de acord, cred că deja au trecut părerea mea, îmi place să cred că eu sunt fix la limita de weird. Dacă mai aveam 3 cm în plus, deja era ciudat cumva. Acum ai doar foarte înalt, dar nu neapărat te gândești că e o condiție fizică, nu e neapărat o condiție medicală. Da, erai obligat să te apuci de sport dacă erai peste 2 metri. Știm cu toții că asta e diferența între a fi weird și nu. Da, ai totală dreptate. Dar acum am frică că mă gândesc cumva că în câțiva ani la copil și mi-e frică dacă e băiat că o să mă depășească probabil în înălțime. Jesus. Și Diana e înaltă pentru foarte înaltă. Da, e destul de înaltă. Da. Da. Și mi-e frică că o să fie ciudat. Man. O să fie un ciudat. Mamă, știi ce ți-l ducești pe creastă? Salut. Salut, Dario. Sau asta măcar dacă... să înalțe destul târziu încât să treacă deja preșcoala generală, măcar cumva unbullied, știi? Păi de ce mă, adică zici că ți-ai bully pentru înălțime? Da, așa. Tu ți-ai luat, da? Nu prea că am crescut deja pe la 9 și cumva în liceu nu prea mai era atât de mult bully ca în generală, în 5-8 acolo. În 5-8 era mai grav. Acolo mi se făcea bully doar că eram slăbănoc, dar nu eram atât de înalt încât să fie ieșit. În clasa noua sau a fost... Eu, de exemplu, vara aia, vara, da, na, până 8 spre a 9, cumva am bubuit câțiva, vreo 10 cm mai mult, cred. Tot mi se pare un... Adică nu e bully din ăla, gen esență de bully. E bully, ești priț de bully. E jumate bully, jumate apă, e așa, e water down. Pentru că cât de mult bully poți să-i faci? Aveam pe unul în școala generală, tot la fel, era mare și ziceam matahală. Da. Dar doar ziceam, a venit matahală, dar nu comentam mai mult că intră matahala, nu, îți dai seama, ne rupea pe genunchi. Adică nu poți să faci mare. Matahală trebuie să fie și un pic făcut. Da, adică nu era doar să fie matahală. Nu. Matahalis. Nimbus 2000. Asta era gluma, ce-ai mâncat mă, săgeți? Ce-ai mâncat prăjini? Bă, mă duc, că mi-a să nu vrea ăștia să dea drumul la show acum, la show un sfert. Da, pa. Veniți, oameni buni, acum puteți să-l vedeți pe Dobrotă pe scena Comics Club alături de alți comedianți. Fix acum. Mai ești tu pe chat, bine. Hai să-i filmăm show-ul dacă e. Să ce? Să-i filmăm show-ul, că pare că a fost fan cu el. Să mergem camera până afară. Mi-am intrat, adică sunt în, de ceva timp sunt în perioada în care, nu știu, prieteni, foști prieteni, colegi, foști colegi, fac copii. Ce să nu a fost prieten până la urmă? Că te-ai certat cu el sau că nu mai vorbești? Că nu mai vorbesc. Dar ești prieten în continuare. Cumva da, dacă ne întâlnim suntem prieteni. Deci nu e fost prieten. Da, dar nici nu mai ținem legătura. Dar sau prieteni pe care i-aveam înainte, dar care nu mai ard acum. Prieten distanț. Aia am pe Facebook. Da, ai un om cu care te-ai certat la modul de noi rupem legătura? Nu. Nu? Nu. Deci n-ai fost și prieten. Never. Nu prea. Tu te-ai certat, mă, cu foști prieteni? Nu. Să... Cu doi. În sensul că s-a întâmplat ceva. Nu, și de acolo general, nu s-a mai vorbit. Adică, în general, dacă mă mut de undeva, doar nu mai țin legătura cu oamenii. Păi asta e normal, cu mea, dacă nu te mai vezi în mod. Bă, nu neapărat. Sunt oameni care reușesc așa să țină legături, să se mai sune din când în când la modul de ce mai faci. Da, dar tot nu mai e prima linie de oameni cu care vorbești când ai ceva. Da. Să împărți. Așa zi, Mirica. Și acum fac copii, oamenii ăștia. Și fac copii și unii dintre ei se duc la un studio foto și dau bani la fotograful ăla să facă poze la burtică, la faptul, uite cât de însărcinată sunt eu. Și pe tine te deranjează asta? Bă, fiecare face ce vrea cu viața lui. Dar pe tine te deranjează? Întrebarea mea este, așa. I don't know, why? De ce? Bă, să de ce? Imortalizezi momentul ăsta? Ești ca femeie, e pentru prima dată în viața mea când vine argumentul ăsta. Spune. Da, că nici mie cumva nu-mi place, dar e cel mai probabil singura dată în viața ta când ai o burtă, când whatever. Adică e ceva la modul de imortal când ești însărcinată. Și soțul că e... Că nu e ca și când ești într-una. Gen, gândește-te la tine, dacă mâine te-a mușcat o albină de ochi, și mâine ai ochiul ăsta foarte umflat, nu pui o să-ți faci foto. O căruță de poze. Studio, îți dai seama. Nu, dar o să-ți faci o căruță de poze. Fac o căruță de poze și ține așa și mâine și mâine pe ochi, ca să vadă oamenii cât de umflat sunt eu aici. Mitran toată viața a visat la asta, câtă bere a băgat în el și n-a ajuns la burta aia. Când vezi o burtă așa de perfectă, vine trebuie să o imortalizezi. Vine iubitul meu din spate, mă ține așa de ochi frumos, ține-mă amândoi ochi împreună. Da, mie mi se pare nice, chiar mi se pare nice. Poze și foarte... Arată nice pozele, nu știu. Cool. Este o fată pe Instagram
care face poze fetelor însărcinate. Mă rog, și care nu sunt. Nevertheless. Sunt atâta de arți și de frumoase. Uh-huh. Uite. O cheamă pui de poze. Avem puideposze.ro. Bă, este, da, bă, asta poze, zic. Zici că sunt tablouri renascentiste, da, dacă îmi permiteți această bășină. Da, nu, aia zic. Sunt total ok, chiar mi se pare că e o chestie nice. Unele, într-adevăr, s-o am mai văzut poze pe Facebook de la foste colege care sunt doar gros. Adică ăla zi... care vine el și te ține și de burtă. Da, sau mă, te pupă, normal, așa, da. Da, se, da, nu, chiar e nice. Zici ce crezi cu adevărat acum, America. Eu sunt total de acord. O să... Ai de ales între să te tragi pe cur și să continui să fii asshole. A, nu, adică nu neapărat asshole. Mi se pare că nu sunt neapărat asshole, dar chiar... Da, mă, dar așa înțeleg de ce ar face cineva ședință foto. Eu nu înțeleg, dar sunt deschis. Eu nu înțeleg, dar nu zic că e rău, dar nu înțeleg. Eu înțeleg că, adică, este un moment de bucurie în viața ta. Și mai probabil singurul moment pe care o să-l ai vreodată. Și aparte, da, unic, rar, morții. Ok, dar în același timp nu pot să neg faptul că mă doare fix în pulă. Și într-adevăr nu e problema. Adică, da, mă, am uitat că Instagram-ul până la urmă e despre tine. E Facebook, da? Nu e Instagram. Nu, dar serios, e... Na. Nu, sincer, am o problemă cu oamenii care atunci când au copil sau urmează, și au făcut copil sau urmează să facă copil, brusc ei devin the main character în universul ăsta, pentru că ei au copil, noi avem copil. Da. De ce să nu așa? Adică mi se pare că când se activează opinia, societatea civilă, dacă îmi permiteți, că zice una că, bă, mai calm, aici... Mică, mai calm. Aici fără copii la restaurantul ăsta. Da. Păi, dar de ce să ne prins? Că nu vrea pula mea să te primești la restaurant. Te îngâci, mă, tu ești copilul, da, tău și sper să... În fine, nu vreau să... Toată zona asta cu adults only. Mă lăsa și pe mine în față că am copil. Sau știi, adică mă doare fix în pulă că ai copil. Eu mă chinui să nu fac copil, înțelegi? Eu de ce n-am voie în față? Adică eu depun mult mai mult efort decât tine să nu fac copil. Decât să ai tu un copil. Mă enervează oamenii care brusc sunt niște persoane mult mai bune ca au copii. Sunt coaete și eu de când erai ultima terminată. Bă, ești ești obligat să fii o persoană mai bună când ai copil dacă ai un pic de creier în cap. Da, dar asta nu-ți șterge tot trecutul cu un burete. Păi da, nu cred că zice nimeni că îți șterge tot trecutul, doar că acum încerci, se trage automat o linie în viața ta de când trebuie să devii, până aici ai fost derbedeu și acum trebuie să fii un exemplu. Pula mea, trebuie să devii mai bun. Ce nu-mi place mie la toate, de exemplu la pozele cu burtici, momentele cele mai intime din viața ta sau nu știu, chestiile pe care eu le simt cele mai sensibile, cele mai le rare. Ții pentru tine. Le ții pentru tine, în pula mea, că tocmai de asta speciale, că nu vreau să le împărtășesc cu ceilalți. Că dacă le dau la ceilalți, cumva le vulgarizez, le pula mea, le... Nu mai sunt personale. Nu, și le vinzi cumva pentru laude sau pentru... Le postez pentru ca să-ți laude? Primești inimioare de la alți oameni. Bă, pe... nu, mă, nu, ține pula mea pentru tine să... copilul. Așa orice poză o faci pentru laudă, nu? Tu da, un balon în da, Capadocia. Normal, dacă da, ai pus... da, toate păi pozele și orice... sunt pentru... Toate păi, pozele și atu... toate păi exact, publicate și, și atunci de ce toate? Ai spune doar despre asta cu burta? Pentru că astea tocmai fiind... N-am aplicat semnalul, ce se întâmplă? Îi schimb bateria. Tocmai pentru că e copilul tău pe care îl iubești, pentru că e al tău și pentru că e tu cu... Oh my gosh, arătați-le, Mitran. Tu cu iubitul tău ați făcut un copil? Stai să țin de burtică, Mitran. Iubiți voi copilul ăla, pula mea, nu trebuie să fim toți părtași la... Păi, dar nu e, mă, că am făcut noi copil. Uite, s-a prins Monchi acum, că e live, din moment ce ne-a picat bateria. Că a scris cineva, a scris acest... Pardon, a scris Morchi e Chrome. Să ne arate Mitran Sfârcule dacă e live, după care a scris care e scopul live-ului dacă nu interacționează cu chat-ul, după care Mihailă, ca un idiot ce e, a scris păi nu e live, bro, după care Morghi a scris e premieră, după care Mihail a scris da. Și acum ne-a dat bateria de gol. Bă, efectiv. Eu chiar nu voiam să bag în seamă discuția asta. Îmi place că efectiv e chat-ul ăsta ce suntem cu toții, da. Random chat. Acum okay, o să aibă un șoc Morchi de cum poate la premieră să-mi citească cineva comentariile. Wow, se uită în timp, în același timp cu noi? Nu, adică îți faci pozele astea? Dă-le, frate, pe grupurile de WhatsApp de la familie, dacă vrei să
te lauzi, că altcineva cui, altcuiva cui îi pasă, dacă da, nu familie, orice sau poză, tu cu prietena ta, o poză, cui îi pasă, așa dacă rezum totul la cui îi pasă, normal că nimănui de nimic propriu zis, nu? Eu așa nu pot să... Adică... De-aia mi se pare că nu e un argument nu neapărat bun. Nu pot să jur ăsta cu mâna pe inimă, dar dacă nu aș încerca să fac o carieră din minciuna asta pe care o numim viață, dacă n-aș încerca să fac, să am nevoie să mă promovez, să-mi bag pula dacă înțeleg scopul a postat orice pe social total media. Total de acord, nici eu, că mă vezi cât postez, tu da, mai ales voi știți. Eu, adică normal, eu acum da, iau apărarea cumva da, o postură ingrată. Dar... Lexicos! Comunistul! Yo! Arată, acum avem camera doar că a picat în momentan încă e picat pe stream. Ce fain sunt da, boții din chat. Dar e ciudat, adică I get it, de, total de acord, ai dreptate, Mitrane, dar cum zice și Virgil, în momentul ăla, adică și dacă postezi, sunt niște chestii din care din punctul meu de vedere sunt intime. Și dacă tu le postezi pe internet, acum sunt pe internet, poate să aibă acces oricine la buricul tău ieșit în afară. Da, e greu. Nu știu niciodată nivelul presiunii. Tu ai văzut aseară în mașină ce poate face un Photoshop. Ce poate face o manipulare de poze. Nu știu dacă ai văzut thumbnail-ul de la live-ul ăsta, America, că nu ajunsesei. Recunoști de unde e poza asta? Crezi că știi? De unde e poza asta? Îți imaginezi? Poți să faci un... Era lumină naturală, asta poți să zic. Nu mi-am dat seama. De la electric? Am zis și eu de anul trecut. Nu știam. De la electric de anul trecut. Aveam tricou ăsta la mine, pe mine, la electric? Eu zic că e de la electric de anul trecut. Ce până la tu ești prost. Vezi, bă, eu îmi fac... Te-ai postat în public, intim, uite. Nu m-am postat, bă. Virgil are acces acum la tricoul tău. M-a postat Virgil... Ok, da, gata, știu. Uite, vezi, poza asta este pentru mine, este o poză de suflet. Eu o am în album acasă, nu o postez pe internet. Damn. Ai poze printate acasă? N-am, dracu. Nu? Nu? Eu am mai printat niște poze. Mai bine postez pe internet. Le-am pus, după aia le-am dat foc. La margine, așa, frumos. La margine și le-am lipit în oracol, da. Știi când se mai făcea asta, că dădeai foc un pic la o pagină? Să face o formă așa. Mă duc până la baie și la un refill. Vreți bere? Da. Păi nu. Stăm până la 9? Cât mai stăm? Ca să facem o... Vreun 20 de minute mai stăm. Începe Insula Iubirii, dacă vreți putem să ne uităm împreună la Insula Iubirii. Hai, mai spuneți în chat ce Antena Play. Ce subiecte să mai abordăm, dacă acum ca să interacționăm cu chat-ul. Dacă nu vorbești cu... Așa. Puteți să mai propuneți subiecte sau să ne dați niște cazuri, niște ce probleme mai aveți, dacă aveți nevoie de un sfat. Dacă aveți nevoie de... Gheboasa s-a discutat. Ceea ce, și apropo, e o piesă, am ascultat-o de câteva ori în ultimele zile, bineînțeles. Ne-am distrat. Să mă bată... Tot ce am eu mai smult. Tot ce am, să moară ce am pe casă, dacă vomit, să mă bată lexicos, dacă vomit de nu, e o melodie catchy din care da, să dai din cur și să faci pe nebunul. Și că erau, vai, dar ok, n-am nicio problemă cu ce a cântat băiatul ăla pe scenă, ci cu cum se excitau minorele alea și adolescentele alea pe acolo la Gheboasa și vai că cum să... E un băiat care arată, sincer, Gheboasa e un băiat arătos. Arată foarte bine. Este un băiat chipe și e frumos și el arată bine da, la corp. Are dinții puși la punct. Are zâmbetul ăla extraordinar. Pare că dă bună ziua lui maică ta dacă da, o cum să nu dai? E foarte băiat, e foarte... Cum să nu dai la Gheboasa? Inimos. Adică cum să nu te... Să nu te bucuri când îl vezi pe Gheboasa? Da. So, cum îl cheamă pe el? Știm asta? Ce? Mihai Gheboasa. Mihai? Nu știu. Mihai. Zicea Ioniță că e foarte de treabă și... Da, are față de om bun. Are față de... E zâmbitor și... Luminos așa la față, da? Pare însărcinat așa, are, știi că radiază femeile însărcinate, asta e. Radiază, de glowing. De... Asta e acceptat general, că asta se spune despre femeile însărcinate, că radiază. Că au niște trăsături care doar în timpul sarcinei ești atât de... Radiatoare. Poți să pui, poți să pui la mașină dacă s-a stricat. Dacă ai intrat cu spoiler într-o bară, o bagi acolo și funcționează.
Altceva, nu știu ce să zic, pe lângă faptul că, nu știu dacă am discutat scandalul Recorder sau nu m-am scandalul... Nu m-am uitat deloc la Recorder, nu m-am uitat, nu am dat click la asta, am văzut că s-a dus... Poate că e mai bine. Eu, din punctul meu de vedere, dacă te bagi, dacă ai răbdare o jumătate de oră, 40 de minute să... Era și lung. Să spui la cap... Eu n-am văzut, eu încă n-am văzut documentarul Recorder, nu nici nu-mi pasă. E vorba de ce s-a întâmplat după, în urma documentarului Recorder, știi? Tu urmărești chat-ul, Luiza, te-ai mai uitat tu? Bine, mulțumim. Plăcere. Și acum mă gândeam mai devreme, eram în duș. Și mă mai gândesc în duș. Uneori mă gândesc, uneori mai scap un deget, știți cum e la duș. Da. Uneori amândouă. Băi, s-a lungit, așa zi. S-a lungit perioada în care nu e apă caldă? S-a extins aria anusului, așa. La tine? Zici că e mai multă piele moale, parcă la fund, decât era. Parcă era mai mai tight și acum parcă e mai... Găoaza sau bucile? Nu vreau să... Luiza, după scandalul ăsta, e boasă, nu mai spune cuvinte din astea. Nu mai vreau să folosesc termeni din ăștia, dar... Da, Gluteus maximus? Rozeta. Rozeta? Da, parcă e rozeta mai... Sfincterul ăsta... Știi cum e un bujor dimineața, e mai... E mai boboc și după aia când da, dă soarele rău, se desface. Da. Acum suntem pe la 2 după amiază acum. Cam pe acolo sunt. Bă, nu știu, adică nu cred că se, adică ce înseamnă că eu am impresia că nici nu m-am face... nici nu m-am spălat prea bine toată viața până acum. Nici n-am tatonat prea atent, treceam mai repede. Și acum am stat să văd cam care e treaba pe acolo. Self-care mai mult și nu știam să fie atât de multă piele sensibilă. Credeam că e doar un mic ochi. Da. Dar tu e mai mare. Tu credeai că este o zonă mai extinsă, sensibilă. De, ne bucurăm că se descoperi corpul. Sau poate că așa începi. Încep cu găoaza ta, este o ceșcuță mică de espresso, din care dai un mic shot. Și în timp se transformă într-o farfurie din aia de... Mocacino. De supă cremă, știi? Dar are marginea alea foarte ca o pălărie. Așa? Și e pe tot curul, este găoz cumva. Nu știu. El gaos. Nu știu, dacă sunt doctor în chat, să reușită. Vreți să vă mai zic pasionat de geriatrie? Stai să vedem gândul lui Mirica din duș și după aia trecem la chat. Ah, fac, uitați-mi. No, e oribil dacă asta zic. Mi se părea că mă gândeam la Ciolacu în duș. Marcel? La Marcel. Wow. Și cu, că toată lumea taxe, acum bagă impozite, se elimină impozitele de pe mașinile care erau considerate de epocă. Momentan se propune. Se propune. Așa. Orice, dar numai pesii speciale, nu? Da, cu aia. Dar mi se pare fantastic cât de multe cuvinte a găsit guvernul și statul ca să nu mai spună taxe. Avem taxe, avem impozite, la țigări avem accize. They're the same fucking shit. Bă, să știi da. Că... Care, zi-mi tu diferența între taxe și impozite. Le-am știut la un moment dat. Pentru că nu te mai bag în accize sau în bir. Am făcut finanțe, cred că în anul întâi de facultate. Și apoi bănci în celălalt. Dar în proporție... taxe, impozite și contribuții. Dar ca procent din ce plătești tu la stat, impozitele sunt majoritatea. Taxele sunt niște căcaturi. Deși se zice taxe la toate, taxele nu sunt atât de multe. Taxele zic că tu plătești 35% din venit ca taxe și impozite. Dar de fapt taxe 5% asta aici, și restul sunt impozite. Impozitele sale care ne deranjează pe noi, da. Toate ne deranjează. La muie, în primul rând, că nu sunt dispus să plătesc nici cât plătesc și încerc să evit cât mai mult să fentez sistemul, dar nu sunt destul de deștept cât să reușesc, mâncați-aș pula ta, că am plătit vreo 8.000 de lei acum impozit pe primul trimestru și m-a deprimat. Da. Te-am genunchiat, cum zice taică. Da, din banii mei să dau 8.000 de lei. 8.000 de lei. Da. Îți iei o Dacie. Îți iei o Dacie. Ții un deținut o lună în închisoare cu banii ăștia. Da, bravo. Asta vreau să fac, da. Chat, Luiza? Ce zice chat-ul? Să ne spună oamenii în chat, voi sunteți de acord cu impozitare? Cine este pro-impozitare, să spună acolo. Mi se pare, toată lumea, nu e nimeni de acord cu faptul că e impozitare. Că vrea să dea mai mulți bani, da, nimeni. Eu înțeleg ideea, da, v-am mai zis asta, ideea de trebuie să dăm bani, că dacă nu dai bani, n-are de unde să facă lucruri bune și frumoase. Dar în același timp, când nu văd că se fac lucrurile alea bune, dacă mi-ar trimite statul factură cu ce a făcut de banii pe care i-am trimis eu, cum fac eu când ca la întreținere, în bloc, da, când intri, e un desfășurător. Uite, am plătit din banii ăștia, am dat banii ăștia. 2000 de lei s-a făcut parcarea asta, de banii ăștia s-au dat mâncare la...
asistați ăștia social. Pe ăștia i-am furat. Și pe ăștia i-am furat. Dar să știi, mă. Să știu când. Luis? Da, chat. Intervenim? Chat. Da, sigur că da. Am mai primit 20 de euro de la Adrian. Mulțumim frumos. Mulțumim, bani de taxe. O pară din aia drăguță care se agită și zice... Luna asta cred că este Sfântul Adrian. Așa că la mulți ani, domnul Adrian. De onomastică. Bun. Onomasticas. Eu sunt la curent cu calendarul ortodox. Are cea mai bună dicție, de asta o punem pe ea să citească, nu suntem misogini. Mi-a zis cineva că... Ne-a întrebat cineva ceva, ajungem imediat la întrebarea cu oglinda. A zis cineva că sunt cam mami acum și după aia a scris VSTM, care cred că vine de la... Vrei să te mint, oare? Da, asta înseamnă... Nu știu, doar am presupus. VSTM. Și nu știu ce înseamnă că arăt ca mami. Tu? Nu înțeleg, da. Arăți ca o mami? Că sunt tunsă așa? Mă rog, tunsă, cam așa. Nu știu, dar arăți bine. Așa. Tu ce zici? Ce cât cred, de bine arăți de-a lungul... Ești la apogeul... Sunt la apogeu. Vieții tale? Da, sunt, și la, asta, sunt tot la asta apogeu. Zice și eu. Luați la pulă. Luați la pulă. Estimați în chat cât credeți că se mai pișe Mitran. Și... Bun. Deci asta acum mi-am rezolvat-o. M-am și machiat astăzi, bă. M-am și luat valul cum m-am machiat. You're glowing. Pentru like voi, nu. Că tot vorbeam. Nu radiez. Pentru voi. Am un coș aici care mă doare efectiv jumătate de falc așa. Și da. Am început să mă machiez. Dar vezi, n-am o fată cu care să... Știi că uneori te machiezi și te ia valul? Nu. Gen, pui un pic și ești... Aoleu, am pus prea mult. Dă să pun și în partea asta la altă la fel. Și ai pus prea mult și am fac să le fac egal. Și te înțeleg de când mă tundeam. Și ajungeam cu tunsul la spate. Că era în oglindă, în oglindă. Și ajungeam cu tunsul la spate pe la jumatea urechii. De mi-a spus un băiat pe la mare că sunt tuns cu grenada. Grenada? Cu halebardă, cu iataganu. A întrebat Robert dacă v-ați sărutat vreodată cu voi în oglindă? Să make out, să te înveți, să te pupi? Păi nu știu dacă poți să te înveți cu un plan pe altceva, plan vertical. De ce te-ai săruta în oglindă? Trebuie să, cu o trompetă, vorba lui Mitran, să fie... Cred că cu mâna m-am mai pupat așa. Asta am mai auzit. Am văzut asta în Freakazoid că el își picta aici niște buze și pe aia se pupa așa. Am mai auzit. Am încercat. Nu. Acolo pare că e mai mult vajon. Vajon? Dacă îmi permiți, da, nu? E mai vajon așa, aici? La... Nu știu dacă ai simțit tu. Nu știi cum se simte, Luiza. Nu știu, doar am presupus. Am pus la un moment dat oglinda, să văd și eu cum arată de acolo. Not a pretty sight. Doar așa, nu vajonul în sine, ci faptul că te iei dintr-un unghi neprietenos. E un unghi bun. Te vezi așa, știi, cu tot. Păi da, nu te uiți și tu. Tu nu te uita și tu în jos. Mie îmi place cum se vede când te uiți în sus, dar... Dar să te vezi tu pe tine așa de așa și păi îți vezi da, dacă fața, ești întinsă pe spate ar și îți vezi ca la treaba frizer. Ta, de obicei ești închisă cu ochii și acolo se vede și șmecher. Nu, deci faci un unghi la 45 aici cu oglinda, încă unul după în spate, ăsta se reflectă în ăla, ăla într-o oglindă de aici deasupra și apoi te uiți de sus. Și așa vezi totul. E un sistem frumos. Da, e frumos. Da. Deci v-ați sărutat în oglindă? Nu. În schimb, astăzi am cărat o oglindă destul de mare și o căram așa, cu oglinda spre mine și mergeam în față, nu vedeam sigur pe unde merg, dar mă uitam la mine în oglindă în timp ce mergeam și în spatele meu doar se mișcau lucruri. Eu părea că stau pe loc, dar în spatele meu se derulează un film. Ai fost ca un peruș în mers. M-a luat amețeala, efectiv, nu știu, mi-a fost frică, nu știu. Ce pula mea, nu pot să trec mai... Mă vedeam doar pe mine și eu rămâneam la aceeași distanță constant de oglindă, doar că pereții lângă mine toți se făceau mai mari și holul mai mare și toate astea. Și acum ai oglindă acasă? Oglindă cât tine? Sau ce fel de oglindă? Am. Ai oglindă în aia mare? Ce ai făcut cu oglinda asta? Momentan încă e mașină. Tavan? Bă, asta, m-am mai gândit la asta cu oglinda în tavan, care sincer nu mi se pare fun. O idee, nu? N-am încercat. Am dar trăit, mi se pare... am văzut, nu am avut acasă, dar nu mi s-a părut. Eu știi care am problema mea e ce faci când, în primul rând când nu ești horny, în al doilea rând când te vizitează părinții. Mi se pare că este atât de weird faptul că tu ai tot jumătate de tavan oglindă. Să ai și o perdea peste păi asta. Păi aia e, da, care pare și mai... E țărăneală masivă. E, da. Eu am... Oglindă în tavan? Wait, what? Păi da, mă, e acest... De ce? Ca să, în timp ce faci sex, să mai te uiți cu mâna, în oglindă. Să te uiți. Să te vezi tu de sus, da. Așa? Da. E un fel de...
poze da, gravidă pe internet, cam pe acolo. Dacă ți rănează, că e ok cu oglinzile, dar să fie pe lateral. Acum, în tavan, pe lateral, da, pe problema asta este că eu oricum nu stau, eu n-o să mă uit în oglinda aia. Da. Păi de ce mă, tu stai doar deasupra? Da. Și nu sunt, da. Și nu sunt de acord cu oglinda în tavan, pentru că atunci ea vede că eu chelesc. E oribil când chelești, când mai, acum trebuie să dau limbi doar de la spate, știi? E genul ce pălăria e de cowboy. Că dacă stau cu capul așa și dau limbi acolo și ea se uită la mine și vede, oh, băsesc. Fuck, e taică, e băsesc, da? I-a tăiat 25% lui maica, atât gâtul, mă, ți. E oribil. Trebuie să ți iei șapca aia de miner. Oh, te ajută că ai și luminița aia. Te bagi pe tunel, îți dai. Cât de douchebag să fii să faci sex cu șapca în cap, știi? Oh, da, să fac sex n-ai cu voi, băiat. N-ai voi. Dar nici nu o pui ca lumea, o pui doar așa un pic. Tare. Așa. Să știi, să fii sigur că nu te mai sun. Dar, bă, asta cu oglinda pe lateral, am trăit un... N-am credit. N-a fost... Nu m-a deranjat. Normal că nu arată. Dar știi ce e mișto? Că de obicei... Nu stai constant acolo. Păi nu, dar de la un șifonier care are doar oglinzi pe lateral, care e de-a lungul patului, cumva. Oh, da. Și dacă ai unghiul, dacă să zicem că ești... E doggy style, să zicem. Tu ești în spate, nu aveți contact vizual. Mie îmi place niște contact vizual. Da. Sau măcar să văd ce se întâmplă. Cum să faci sex cu un om care amândoi să stați așa în timp? Păi nu, nu. Dar doar, nu neapărat. Doar să văd ce grimasă ai ca să-mi dau seama dacă îți place. Și că, dacă am unghiul, să știu dacă fac bine sau nu fac bine ce fac acolo. Să vezi dacă lacrimile alea sunt de bucurie sau nu. Și dacă ai unghiul ăsta, mai deduci acolo ceva. Că nu e acolo. Da. Așa doar stai și te acolo. Gândești. Da, exact. Nu știu dacă... Mai faci așa. E super. Da. E acolo. Keep doing what you're doing, da. Da. Hai că începe insula. Ha. Gata, boys. Merge. Suntem. Ce suntem? Ce s-a întâmplat? Nu, că asta că gata, suntem... Ajungem la capătul... up-to-date și cu chat-ul? Hai să ajungem la up-to-date și cu chat-ul. Care m-a certat cineva că de ce nu citesc tot chat-ul. Îl citesc, dar vezi tu... Mai selectăm. Nu sunt angajată, da. Mai selectăm până la urmă. Ai dat bani ca să... Luiza reacționează la bani. La bani, la cap, la ce oase. Ce miros repulsiv vă place? Ce miros, benzină, ce flex, ce uneori și puroi. Nu prea miros, nu prea apucat să miros puroi, dar e cam e un pic cam scârbos. Dar benzină și flex pe vopsea. Fier îmi place maxim. Vopseaua e top. Bebeluș de delfin. Asta... Dar rumegușul cred că doar place, adică nu cred că e o zonă de când miroase nașpa. Ok. Iarbă tăiată, sunt ok și acetonă. Cu asta. Acetonă? Păi zic, dar alea miros bine. Diluan din astea, în general. De-astea chimicale? Chimicale. Cât mai e aurolac? Îmi place. Prelandez? Da. Prenadez? Prenandez? E un nume foarte... Da, nu Prenadez, cred că e. Prenadez? Prenadez, fără al doilea ne. Da, Prenadez. Dar există și Prenandez și Prelandez, am auzit. Eu am crescut cu Prelandez. Cu L, nu? Da, cu L, Prelandez. Prelandez. Da. Da, cred că e cu N. Asta e dacă consumi. Îi spui prelandez dacă îl folosești în scopurile în care a fost e făcut. E râlul ăsta care, ca la Carlsberg și ca la Marlboro. Și perlandez și prelandez. La perlandez deja. Ai terminat 3 clase și gata, te-ai lăsat totul. Am primit un subiect bun, dar cred că trebuie păstrat pentru podcast Patreon. Yeah. Care a fost ultima virginitate pierdută și unde? Patreon. Dintre noi Patreon sau direct. Cum? Nu, ultima din țară. Cum adică? Cum adică? Zi tu ce înțelegi, nu mai ziceți nimic. Ce înțelegi tu din întrebarea aia? Care a fost ultima new thing pe care ai încercat-o Tu pe persoana fizică? Nu, eu înțelegeam că dintre noi care e ultima care și-a început viața sexuală. Sau asta sau... Da. Sau cine a fost implicat în ultima virginitate pierdută, dar la nivel sexual. Da. Nu acum. E un subiect, sunt trei subiecte până acum care toate Patreon. Sunt interesante, da. Sorry, întrebare Facem bună, mulțumim. Facem un screenshot și reține userul, îi trimitem link-ul. Vârtejarul. E vârtejarul? Da. Nu, că e pervers. Acum e clar ce am zis noi, n-are nicio treabă. Tu n-ai delegat niște cărți în loc să întrebi tinerii de când și-au început viața sexuală? N-ai de a târna niște femei în sport? Sau ce?
ne-a mai dat cineva, ne întreabă Eduard, pros și cons să plec din Iași și să mă mut la Brașov, eu fiind moldovean din Suceava, vreau să vă aud. Am văzut și eu asta, mi se pare foarte interesant, doar că a spus că fiind moldovean din Suceava, că în general oamenii care sunt din Suceava o ard mai în zona de bucovineni, nu vor neapărat o asociere directă cu moldovenii, nu? Bă, da, dar nu știu dacă a plecat deja din Suceava și în Iași, nu cred că... îi pasă atât de mult de asta, nu știu cum sunt oamenii din Brașov cu newcomers. Cu moldovenii. Adică în București mi se pare că poți să vii și da, e ușor să te intri în meleul ăsta de oameni, că e foarte cred că divers. În general e greu în extremele din țară, adică gen uite cum e Timișoara, care mi se pare că e greu cu newcomer, da, indiferent de ce oltean, ungur sau moldovean. Cred că și Iașu care pașamane din Timișoara, de altfel. Cred că și Iașu, doar o să-mi asum, care și bă, Iașu o problemă smicker, fiind în cealaltă, no, nu știu. Cred că Iași, și Iași și Brașov el, mi se pare că sunt la fel. Including Iașu. Așa, da? Da, și în Brașov sunt foarte mulți. Ca așa Clujul, eu mă gândeam că da, fiind în centru, by default trebuie să... În Iași eu cred că e mai mult, no dis pe Brașov, dar eu cred că e mai multă distracție și mai Iașu multă activitate. Iașu e un oraș care s-a dezvoltat destul de mult în ultimul timp, dar mi se pare că, din ce am mai auzit, de la prieteni, oameni cunoscuți din zonă, că e destul de haos, așa, că se schimbă mult repede și nu ține pas, nu ține pasul infrastructura, s-a aglomerat mult, se fac lucrări, e aglomerat, e, da, asta e mă gândesc. Da, da, dar job-uri multe, au venit firme mari, na. La urmă, da. Orașul celor șapte coline. Celor șapte Iași, coline. Iași, Roma, Constantinopol, Abu Dhabi. Și Abu Dhabi, corect. Celor șapte dune. Plus că ești așa din Iași. Pleci de la capitala Moldovei până la urmă. Și mișto în Iași. Rămâi în Iași. Rămâi acolo, bro. Eu am ADHD, eu citesc astea? Vrei să intru pe chat? Mai bagă și tu, da. Nu știu pe unde ești acum, ca să... Acum dau scroll, da, să văd ce s-a mai întrebat. A zis cineva că te-a văzut la open mic. Bă, stai mă, a zis cineva cu o oră jumate. Omul ăla nu mai există pentru noi în momentul ăsta. Probabil nu mai e pe live, a intrat la Insula Iubire. Mirica, mai merge ceva în țara asta? Întreabă Ducasis. Sau Ducasis. Bă, nu prea. Nu ești mulțumit de cum merg lucrurile? Ce se întâmplă acum? Ca să zic ce se întâmplă. Noi acum avem un geam spart la mașină. Cineva ne-a spart geamul stânga față, adică fix ăla de lângă șofer. Și azi am avut un pic de treabă cu mașina și ne-am plimbat cu ea așa fără geam. Da, ai închis ușa cu grijă sau cumva? Cum nu, am spart geamul, înainte am spart geamul, l-am luat de acolo și l-am dat. Și ai filmat, mi se pare atât de satisfying, vreau eu să fac asta. S-a sfărâmat? Nu s-a sfărâmat tot, n-a fost atât de satisfying. Asta mă gândeam. S-a rupt așa ca un fagure din ăla de albine, s-a rupt ușa un pic pe bucăți. Are ceva ce-l ține. Și am avut un pic de treabă. Și astăzi am venit, am parcat mașina astfel încât să nu se vadă faptul că e geamul spart, că n-am pus nimic încă pe el, că n-am morții mă simt, trebuie să fac asta că nu ajung acasă. Și acum am primit filmare cu cineva care era lângă mașină, era o doamnă și un copil și copilul ăla se căca pe trotuar lângă mașina noastră. Fucking hell. Vreau și eu, nu știu dacă vreau, never mind. Da, în primul rând poate fi considerat, nu știu, pornografie infantilă sau ceva. Stai un pic să văd dacă... Bă, dar și-a pus o punguță la fund? Nu, și-a pus niște șervețele la cur sau ceva. Uite, măsa stă lângă el cu mâinile în șold. Bă, dar cred că și doar... Și acum îi dă... Cred că doar a dat o bășină din aia bombă. Nu, păi cred și că s-a căcat. Uite coaie cât a căcat. S-a super căcat coaie. S-a căcat frumos. S-a căcat pe un șervețel lângă mașina. Așa ar trebui să se cace toți câinii. Maica s-a împăturit șervețelul și a plecat. Ăsta e un copil. A, l-a căcatul. Da. Ăsta e un copil, dar așa ar trebui să se cace toți câinii. Și s-a urcat în mașina ei cu căcatul. Stai ce să facă cu el? Nu, îl bagă într-o pungă, mă. Să-l arunce la gunoi. Îl bagă într-o pungă de cârpă. De cârpă, de-aia, de ustoc, așa, de... Noi ne simțim, eu cu Luiza ne simțim ca voi, chat. Este bă, extraordinar. Okay. Dacă vreți să... Nu suntem, putem să deci arătăm, din păcate. Noi suntem în competiție. Nu, e... nu, e ok. Nu, zic la cameră, pentru că nu e blurat copilul, dar în rest mi se pare că e arătabil. Și nu mi se pare un exemplu bun de civilizație ce s-a întâmplat aici, Mirica. Doamne, ce bă, un pic da. Uite cum stăm măsa, parcă bă, stai un pic să vedeți clipul, pentru că am mai văzut căcați de câini care sunt... Ok, tu ești proprietar de câine și ești bine intenționat, vrei să strângi, dar dacă îți fute la o diarie, n-ai cum să o aduni. Așa dacă pui șervețelul înainte, da. Știi o treabă, când vezi că s-a pitit câinele, bagi repede un ciolofan sub el. Bă, da, înțeleg, dar un copil nu e un câine, știi? Sunt măcar...
o grămadă de cârciumi pe lângă unde s-a întâmplat fapta. Nu poți să nu vă supărați, exact. Aveți o toaletă? Poți, nu poți, dar... Ba da, poți și atât. Cu ce a încurcat societatea omul ăla că s-a căcat acolo? Pentru că îl nu vrei trecea. Să vezi un om în timpul zilei cum se cacă pe trotuar. Nu poți, dar poți și tu să nu stai la balcon să te uiți la el. Poți să-ți vezi de treabă. Așa să zic, mi se pare... Și n-ai ce să deci faci, ok și copil, cu masturbatorii mă, publici, copil. Nu? Că până la urmă pot și oamenii să întoarcă capul în cealaltă parte. Come on. Tu deci ai făcut noi apreciem foarte tare, suntem 320 de oameni live în condițiile în care suntem în competiție directă cu Mikey H, care e și el live, cu da. Fire, care e live. Wow. Și cu Insula Iubirii. Oh, care și, ca să nu mai zic că și Fire este un pic de socialist ca tine, Mitrane, așa că s-ar putea să vă bateți pe public. Da. Da? Wow. Așa că salutări, domnul Silviu Fire. Am trecut prin toate comentariile, nu știu dacă mai intrăm ba, în nimic. Ba da, faptul, Steaua câștigă cu 2-1. Pe gheboasă îl cheamă Emil Gabriel, Emil. Asta știm. Ca pe șoricele din Ratatouille. 8.000 de lei pe an, nu, 8.000 de lei. Uite, pe un trimestru. Uite cum ai oameni care au aflat că e Fire Live și acum Fai. Dacă despre asta e vorba. Am timpul cu voi, Jesus. Așa. Hemoroizi, nu sunt hemoroizi ce am la fund. Wow. Ce sunt impozitele, ce sunt taxele? Mulțumim, Cristian Lefter, pentru clarificare. E un nume foarte bun, Lefter, să ne explici despre bani și cum funcționează taxele. Mulțumim, Cristian. Așa. Mulțumim că ne vezi prima dată pe live și te bucuri pentru asta, Andre T. Păi da, voi ați ținut. Andre The Giant. Suntem în competiție bună și mi se pare că e foarte greu să te bați la ora asta cu Insula Iubirii. Da. Și nu la ora asta când este difuzat. Că adică, dat, Mirica ce vrea să spună, fiind mai sincer, fără filtre, este că a ține bune la cap dacă 320 de oameni vă uitați la noi, nu la Insula Iubirii în momentul ăsta. Pentru da, că, pentru că mi se pare că nu cel puțin dramă, săptămâna trecută, de obicei știți cum merge treaba, oameni buni, joia e episodul la top, vinerea e doar așa de umplutură și la final îți dă un pic de cliffhanger ca să aștepți joia următoare. Rețetă bună, doar că săptămâna trecută a fost un pic the other way around. Că joia a fost top, dar vineri a fost un aia, a fost problema bine, e că a fost joi și vineri au fost top și apoi top, a fost vine. Așa că și na. Uite, oameni buni, de ce nu avansăm ca societate? După aia vă miră de ce gheboasă. Uite, domnul Gelu Duminică. Dacă explicați tu le dai asta. Dacă le dai la oameni. Da. Cu ce să-și ocupe creierul, cu da. Lucruri simple, oamenii o să se uite. Ar trebui să facem problemele cu adevărat importante, o să fie neglijate. Sunt acum, lucruri simple. 50% dintre oamenii ăștia se uită la studiul ăsta de caz, cum reacționează niște retarzi când nu mai pot să își controleze instinctele animalice. Ar trebui ceea să facem un poll. Amazing. Am o idee. E amazing. Bă, ar trebui să facem un poll de unde ați aflat de găoază prima dată? De la gheboasă sau de la Insula Iubirii? Eu am avut un prieten de care avea porecla găoază. Da. Când eram mai mic îi spuneam găozel, dar după ce a făcut 18 ani am zis găoază, că nu pot să mi-i spui găozel. Cel mai căutat termen pe Google și ieri și alaltăieri a fost găoază. Deci oamenii deci, au vrut să dacă clarifice... intri pe Google, google.ro și apoi scrii găoază și dai enter. Și dai găoază și dai I'm feeling lucky. Vezi, vezi unde te duce. S-au rupt prietenii, s-au certat familii cu aia, că nu se puneau de acord pe ce înseamnă găoază. Au trebuit să vină niște clarificări acolo. Pe de altă parte, eu chiar cred că Ana, spre exemplu, s-ar supăra dacă ea zice ce găoază ai. What? Să zici. Iar plăcea? Trebuie să zici cu mai mult entuziasm, știi, da. Gen, nu neapărat pe tonul a, ăsta. A, da, nu, să nu zic, mamă, ce... Da, să te uiți așa. Ce găoază ai. Ia. Yeah. Pare rău. Da, da. Fă-o tu să sune sexy. Hai, mă. Zi. Ce găoază. Uite, vezi, ai rușinat un pic. Te-ai rușinat, prostule, te-ai rușinat. Ai rușit la găoază. Da. Ești căcat. Ce găoază, fix lângă păsărica aia. Mai fac asta. Ce găoază ai. Nu mai fac asta în mărurile aia și zic ca întreb. Pizdo, pizdo, pizdo. Și așa de zic. Ce fain este. What? What? In the ia de găoază aici. Și asta vreau să zic, mi se pare fantastic că ce-am mai zis, am spus-o și o să mai spun. Așa. Ok, bă, poate e superficial, poate este atitudine de Maidan. De Maidan. Poate nu o să intrăm anul viitor la Rockstar Extreme Fest pentru că ne-am uitat anul ăsta la Insula Iubirii. Cine știe?
cine fucking știe, dar n-ai cum să te uiți la Insula Iubirii, oricine ești, te uiți la Insula Iubirii, pentru că îți place cu aia să vezi oameni cărora li se distruge viața în fața ta. Mie nu-mi place și nu mă uit. Cum cu aia? Dacă erau oameni care se înțelegeau bine la tine, strălucește, uite. Dacă erau oameni care suntem, argumentul adevărat, Ciulin, argumentul adevărat este sincer că argumentul e că nu te uiți de lene atât, pentru că dacă ai fi cu noi în turneu și ar fi Insula Iubirii, bă, autiștilor. Dacă n-ar fi Insula Iubirii, mamă, este încă... Da. Mi-a păsat un țânțar și nu l-am prins. Eu te ascultam, dacă am fi în turneu. Dacă am fi în turneu și ne-am uitat la Insula Iubirii... Da, ar fi fan că aș fi cu voi. Da. Nu e adevărat, adică da, ar fi fan și asta, normal, dar te-ar captiva și în sine dram, că n-ai... Nu. Nu, apoi acasă nu m-aș duce și m-aș uita în continuare. Normal, nimeni nu se uită singur la Insula Iubirii. Nu e vorba, da. A, asta e problema, că singur? Da. De asta nu poți să mă uit la Insula Iubirii? Da. Dar asta e combinată cu boxe. Și nu se uită. E problema... E 24 de ore din 24, ar avea cu cine să se uite oricând. S-au certat oameni de la mai puțin. Adevărat și asta. Dar te uiți, bă, te uiți. Mi-e drama ta în care să fiu eu implicat. Bă, dar e prea mult... Oameni cu încredere. Cât durează pe săptămână? Câte ore de... Câte episoade sunt? Sunt 2 episoade pe săptămână. De la nu știu, 8 jumate la 12, 11 jumate. Du-te, mă, pula mea! Sunt multe reclame. Da. Asta eu nu asta. M-am uitat la Last of Us și ce ați mai recomandat, am o listă de o grămadă. De vreun an nu m-am uitat la nicio serie, la niciun serial de nimic. La și tu mi-ai zis să mă uit la căcatul ăsta care mi-a 8 ore pe săptămână și retardat. Nu așa funcționează, nu așa funcționează, nu știi, nu știi. La ce? La a ști cum să interacționezi cu jumătatea ta. Deci cu Ana de la retarzie aia? Ce da. Ai putea să... Păi da, sunt cu Ana de 8 ani de zile, poate pentru că de 5 ani de zile mă uit în continuu la Insula Iubirii. Insula Iubirii mi-a salvat relația. Da, nu ai de unde să știi dacă am fi rezistat 8 ani fără Insula Iubirii. So fuck off. Vreți o reclamă mai bună a ta? Next. Gata, hai să o legăm, nu? Da. O legăm de gard. Mulțumim frumos. Dacă că nici asta nu v-a convins să veniți la Alba Iulia, păi să mă ierte Dumnezeu. A fost life-ul ăsta. Începând cu mâine suntem în turneu. Suntem vineri la Sibiu. Facem stand-up la Sibiu. La Timișoara filmăm, nu știu zic. Da. Bă, ultimele vreți de acum încolo să facem promovarea asta cu bilete limitate ca și noi? Și Alba Iulia, orașul Unirii, să nu uităm, duminică, acolo stăm cel mai prost, dar avem încredere că o să fie bine. Și marți suntem la Mamaia, la Constanța. Mamaia, maraton. Să nu uităm nici asta. Miercuri în vamă. Miercuri în vamă. Și după aia vacanță vine, dacă... plec în Spania. Nice. Dacă ești dislexic, Alba Iulia este orașul urinii. Pupăm toată lumea care a dat bani și care ne-a dat bani. Mulțumim că stă pe live. Eu încercam să modific literele de la Alba Iulia să iasă un... La revedere! Laba urinii Iulia. Ne vedem la Laba urinii. Alaba, laba long. Alaba, laba long. Hai să facem drop the mic.